Ce înseamnă pentru tine mama? Țin minte momentul ăsta, chiar să nu mai pleci. Deci tu te-ai filmat într-un film indian. Da. Cum se manifesta gelozia lui? Să ies cu fetele sau să mă machiez un pic mai tare, nu aveam voie, sau o fustiță mai scurtă, nu. Motivele divorțului? Bărbații de obicei cred că femeia pleacă pentru alt bărbat. Și în toate mesele rotunde eu sunt discutată ca distrugătoare de familie. Cum a început caritate.md? Rugați-o pe Sfântul Iisus că ea are bani pentru asta, eu n-am bani. Mi s-a părut atât de urât. Părinții uneori sunt gata la atât de lucruri murdare pentru bani, nici nu mai contează copiilor. Tu până la urmă crezi că investigația Rice a fost o comandă? Lumea m-a amenințat, dacă te văd pe stradă, te bat, te împroși cu pietre. Mi-am dat seama că nu am eu prieteni, nu am nimic. Voi m-ați făcut rea și mult mai înțelept. Ai acceptat o relație cu un bărbat însurat? M-a salvat probabil când m-am îndrăgostit. El este tatăl ei. Un bărbat înțelept, puternic, influent. Svetlana Sainsus este invitată a interviului Fără Protocol de astăzi. Cu siguranță toți o cunoașteți datorită proiectului caritate.md. Svetlana, dzień dobry! Dzień dobry! Jesteś bardzo piękna dziewczyna. Dziękuję bardzo! Eu știu că tu cunoști limba poloneză. Da. Și că ai făcut limbi străine unde ai învățat și engleza și poloneza și am zis să te salut și eu în poloneză pentru că am avut marea fericire să fac un an de studii în Polonia și mi-amintesc câte ceva din poloneză. Eu cam mă uit. Și eu, dacă sincer, am uitat-o, eu nu am avut marea fericire. Am avut ocazia, câștigasem o bursă în Polonia, dar nu am fost de păcate și tare îmi pare rău, sincer. A fost o decizie atât de incorrectă și acum îmi pare foarte rău. Dacă aș da timpul înapoi, aș merge și eu. Și am uitat-o și eu, recunosc că am uitat limba. Dar cum ți s-a părut limba poloneză? Dificilă? Greu e învățată? Nu, în orice caz mult mai ușor mi s-a dat decât franceza. Engleza și poloneza erau preferatele mele în universitate, dar franceza, germana, niciodată. Cât nu m-aș fi străduit, nu au intrat limbile ele în cap la mine, dar poloneza mi-a plăcut mult. Chiar mi-a plăcut și chiar mă simt onorată și fericită că am avut ocazia să-l cunosc și președintele care a decedat, Lev Kaczynski. El personal, la Universitatea de Stat, a vizitat și ne-a mânat cele diplome, burse pe care am câștigat-o, dar din păcate nu am fost și tare îmi pare rău. Iarăși sacrificiu de dragul dragostei. De frumos, dar și trist în același timp. Eu timp de un an am învățat-o binișor, dar se uită dacă nu exersezi limba. Se uită, da. Limba. Dacă nu vorbești, se uită și eu am uitat. Cu engleza presupun că stai bine. Da, cu engleza, da. Nu, am văzut recent că ai fost în Dubai. Cum ți s-a părut Dubaiul? Pentru că am văzut că v-ați distrat acolo de minune. Da, eu ies pentru a treia oară, dacă sincer, când eu merg în Dubai, dar a fost pentru prima dată pentru sora și cumnata mea. Noi ne-am pornit într-o glumă, tare voiam noi, visam la o vacanță noi, femeile, fără copii, fără bărbați, fără absolut nicio problemă, fiindcă nu am avut niciodată o vacanță, doar cu fetele. Nu ai avut comentarii pe Instagram de genul, cum ați putut să lăsați acasă copii așa mici, ce fel de mame sunteți voi? Nu, spre mirare. Da, spre mirarea mea nu am avut așa comentarii, deși des mă înțeapă așa urmăritoarele mele, ca să fiu des nu le place poate cum cu prea lint pe Lia mult timp fac observații, dar aici nu, chiar fetele îmi scriau mesaje gen de când ne invidiază frumos și mult și-ar dori și ele și eu chiar le recomandam tuturor, este o foarte mare, un leac așa pentru suflet, pentru noi ca femeile, avem nevoie, chiar și eu care credeam că nu obosesc, că mama mă ajută sau Lia nu este un copil atât de greoi sau capricios, dar la un moment dat când eram acolo mi-am dat seama că da, chiar aveam nevoie de asta. În unul dintre interviurile tale tu ai zis un lucru destul de curios. Când ești foarte fericită și când totul în viața ta e foarte, foarte bine, tu ai impresia că neapărat ceva se va întâmpla rău. Ai scăpat de starea asta? Nu știu, dacă sincer mereu așa am, chiar des să-i spun și iubitului meu, ca să spun așa, foarte mult. Și el mi-a spus fraza asta, zice, tu deseori îmi spui cât timp ți este frică că ești prea fericită. Nu știu, poate pentru că am avut atât de multe în viață lucruri și urâte și cazuri nefericite și mereu îmi pare că este prea frumos să fie adevărat. Nu are cum uite să fie tot perfect și nimic să se întâmple. De asta uneori mă tem când totul merge foarte bine, să nu se întâmple ceva sau iată am exemple, era parcă tot foarte frumos, în toamnă a murit bunielul sau sunt așa chestii care când eu îmi pare că sunt cea mai fericită, ceva intervine și mereu mă tem, uneori mă tem de prea mult lucruri frumoase. Dar urmărind toate aparițiile tale în mass media, am înțeles că de fapt foarte puțin se știe despre familia ta, despre modul de unde ai pornit. Tu ai copilărit la Ialoveni, da. Ai doi frați.
Am un frate și o soră, da. Păi, da. Da, da. Sunteți trei și părinții tăi au fost o perioadă plecați în străinătate. Da, da, chiar au fost peste 20 de ani. Plecați. Cum a fost copilăria voastră fără părinți, să zicem, mereu alături? Foarte grea a fost. Am avut o copilărie foarte interesantă, dar foarte, foarte grea fără părinți. Mereu eram, stăteam când eram amici în grija rudelor sau bone sau până deja am crescut un pic mai mărcei și stăteam singuri. Mi-a lăsat un gust amar această, nu știu, dispărțire de părinți și mereu visam ca ei să se întoarcă acasă, să trăim împreună, mereu zi de zi să mă bucur de ei. Dar a fost tare, tare, asta ne-a maturizat probabil. Eu nu credeam că o să fac mâncare la o vârstă atât de fragită sau sora mea. Asta ne-a învățat să avem grijă de noi, să avem grijă de fratele nostru cel mai mic, care ne-a făcut mămoase pe ambele. Noi de mici, eu de mic am instinctul ăsta de mamă și sora mea zice, nu, nici nu mai avem nevoie de copii fiindcă am crescut fratele. A fost greu, dar sunt recunoscătoare părinților, fiindcă, Doamne, fără asta nu... Atunci toți plecau. Dar ei de ce au plecat? Chiar o duceați greu sau voiau să asigure și mai mult pentru copiii? Da, voiau totul. Nu pot spun că, Doamne ferește, duceam foame acasă, sau, dar ei au vrut să ai, noi să avem mereu cea mai bună școală, universitate, haine, mâncare. O aveam o casă mare care trebuia de întreținut. Mergeam la mare. Eu țin minte de mică, noi mergeam la mare, la mulți copii în copilărie. Mulți prieteni spun că de mici nu țin minte mare, acum când au fost mai mari, dar eu țin minte și acum când mergeam la mare, în Crimea, în Ucraina, și toate aceste eforturi se datorează faptului că lucrau psihotare atunci în Moldova. Norocoși au fost cei care au lucrat aici în țară, și au, dar părinții au făcut, mama mea de fapt, mama este cea care a inițiat o afacere în Rusia, după asta a mers și tatăl meu, după asta a mers și rudele mele, m-am ajutat frații, surorile. Mama este așa ca un, eu am spus mereu că ea trebuie să fie un bărbat. Dar toți spun că noi semănăm, ambele suntem gemeni, suntem la o zi distanță, de zilele noastre de naștere, și chiar toți spun că semănăm, fiindcă și eu uneori mă simt un bărbat, așa, eu fac atât de multe lucruri singură, care poate o femeie n-ar trebui să le facă sau nu le reușește, dar mie îmi reușește și văd cam asta de la mamă. În ziua de azi, la noi femeile, practic, la capitolul productivitate, nu sunt diferite de bărbați și asta nu obligatoriu este rău. Da. Un proverb spune că vatra proprie e mai prețioasă ca aurul. Și așa și este, căci doar în casa ta te simți liber și confortabil după o zi grea de muncă. Dar dacă aceasta mai și arată exact așa cum o visai mereu, atunci plăcerea este și mai mare. Designerii țin cont de individualitatea fiecărei persoane și de dorințele sale. De asta e bine să apelezi la ajutorul unei companii specializate. Am decis să le fac o vizită celor de la Decor Stil pentru a afla chiar de la ei cum a început totul și cum au devenit atât de solicitați pe piață. Noi am început să facem design interior acum 25 de ani, când mulți nici nu înțelegeau ce însemna asta. Primele proiecte le-am desenat în acuarelă și creioane colorate. În această perioadă au fost elaborate și implementate numeroase proiecte. Printre clienții noștri sunt oameni de afaceri, interpreți și demnitari de stat. Avem filiale în România, Germania și chiar în Statele Unite ale Americii. Apropo, pentru cei care vor să activeze în acest domeniu, compania Decor Stil a lansat recent școala de design interior în format online. L-am întrebat despre specificul școlii pe Eduard Guzun, unul dintre fondatorii companiei. Din dorința de a împărtăși experiența acumulată de-a lungul anilor și pentru că numărul solicitărilor este în creștere, am decis să fondăm școala de design interior, pentru ca tinerii să învețe direct de la profesioniști o profesie modernă și bine plătită. Profesorii noștri sunt specialiști din România, care merg în pas cu ultimele tendințe. Cursurile noastre sunt atât pentru începători, cât și pentru cei cu experiență și durează de la 2 săptămâni până la 3 luni. Cei mai buni cursanți vor avea ocazia să fie angajați la Decor Stil sau la alte companii de profil. Sunt Vladicia, am absolvit cursul de design interior în cadrul școlii Decor Stil. La momentul actual activez în cadrul companiei și sunt foarte mulțumită de colaborarea cu această echipă. Datorită lor mi-am realizat visul și am obținut rezultate frumoase. Echipa companiei Decor Stil poate realiza toate lucrările, de la întocmirea designului și procurarea materialelor necesare, până la efectuarea întregii reparații. Fă click pe linkul din descrierea acestui video și află cum poți obține la cheie casa visurilor tale, dar și cum poți să te înscrii la cursurile de la școala de design.
Când cel mai mult ți-au lipsit părinții, ție și fratelui, surorii? Cred că când eram deja un pic mai mare și realizam. Când eram la universitate, colegiu, atunci încercam, atunci deja simțeam lipsa mai mult, fiindcă deja aveam un prieten, un iubit, voiam să cer sfatul mamei, să vorbesc cu ea. Atunci și țin minte un moment când mama a venit acasă și eu am cuprins-o tare și am spus că mi-e dor. Aha, Doamne. Și ea, ca să nu mai plece. Da. Și ea ce a zis? Care a fost reacția? Înțeleg că aveți o relație foarte frumoasă. De la așa. Nu, dar țin minte momentul ăsta, chiar să nu mai pleci. Și atunci mama mi-a spus, eu niciodată nu îi spuneam că mi-e dor sau că o iubesc, dar atunci mi-am dat seama, zic, hai să-i spun. Cum, niciodată? Cum noi, părinții, nu prea le spunem în fiecare zi, te iubesc, mi-e dor. Dar atunci am cuprins-o, aveam ceva pe suflet, nu știu. Și am spus că mi-e dor să mai plec. Și atunci mi-a spus că nu o să mai plec. Și a început să stea mult mai mult acasă, pleca tatăl meu și a și-a dat seama că are fete mari și a stat, de atunci ea stătea mult mai des acasă și tatăl pleca. Ce frumos. Și zic, și am spunea, uite, eu am înțeles că eu cineva a trebuit să-i spună cât, noi nu-i spuneam probabil cât de greu ne este fără ei și atunci am îndrăznit să o cuprind și să-i spun că nu mi-este nelipsit, nu este dor. Și eu am făcut o schimbare. Tu voiai să faci jurnalism, dar atunci nu era atât de popular și tu ai ales limbi străine. Da, eu vreau să fac jurnalism, vreau să fiu actriță, vreau să fiu... Visele de astea mai așa, mai, știi, mai, care nu-mi par mie acum reale. Și mi-am dat seama că nu trăim în țara. Aici mămica mereu mă convingea, eu, era și un vis al meu să fac dansuri pe gheață, cum sunt în Rusia. Și mama îmi spunea, uite, eu sunt în Rusia, trăiesc, hai să ne mutăm toți aici și tu o să ai viitorul la care visezi tu, dansuri pe gheață, jurnalist, fiindcă aici este țara dezvoltată. Tare mult ne-a convins mama, dar exact la 16 ani m-am îndrăgostit de viitorul meu soț, Oleg, da, de soțul meu, care de fapt fostul meu soț deja, și pentru el am zis că nu, eu rămân în țară, eu îl iubesc, nu vreau în Rusia, deci am renunțat la cele posibilități, pentru că mama mi-a promis, și uite, eu te-am mergi la cea mai bună universitate, și am zis nu, rămân aici în Moldova, plec în Anglia cu el să lucrăm. El învăța în România, da. Ziceai tu, l-ai cunoscut tot aici în Chișinău la discotecă. Da, el vine la discotecă, da. Și el era un pic mai în vârstă, da? Nu e mai în vârstă. Nu, da, un an mai în vârstă, doar că el mereu a fost atât de serios și eu eram sigur că el este mult mai în vârstă. Altfel, eu așa mai nebunatică, mai glumeață, mai... dar el mereu așa bărbat, serios, solid, de fapt cu asta și m-a atras. Voi... Cât timp ați fost împreună până la căsătorie? Până la căsătorie vreo 6 ani, dar în total 17. Fost împreună cu tot căsătorie. Da, deci viață, tu ai mers cu o jumătate el, de viață. Tu ai mers cu el în Marea Britanie. Da. După aia ați fost o perioadă în Rusia. Rusia, da. Și cum? Deci tu ai renunțat efectiv la visele tale pentru ca să trăiești dragostea vieții sau cum explici tu asta? Da, am fost în Marea Britanie 2 ani, am lucrat chelneriță, eu lucream în construcție, eu chelneriță. După asta am fost în Rusia. Deja în Rusia nu am mai lucrat. În Moscova am trăit 11 ani. Asta a fost cea mai grea perioadă a vieții mele. Probabil eu în genere nu vreau să obișnuiesc pe nimeni, dar nu mi-a plăcut deloc această țară, orașul, oraș mai reci, cu oameni mai reci și mai asta eu nu am mai văzut, sincer. Și nu știu, mi-a lăsat o amprent tare amară. Sau anii, sau poate depresia mea de acolo, dar nu m-aș întoarce nici pentru o zi înapoi acolo. Nu știu, mi-a lăsat amintiri doar neplăcute. Dar vorbim genere... despre relația cu soțul. Tu ziceai în intervențiile tale că nu-ți plăcea să stai acasă. Tu, de fapt, te vedeai, treci timpul, te vedeai făcând altceva. Era interdicția din partea fostului soț să nu faci? Sau, efectiv, tu credeai că n-ai timp, nu te regăseai, nu aveai prieteni acolo, oameni care... Nu, eu aveam foarte mult timp și mereu mă regăseam. Eu chiar și în Anglia, țin minte că am avut o șansă atât de... Poate acum un pic îmi sună amuzant, dar atunci totuși era o șansă. Lucrând la hotel, a venit o echipă, filma un film indian și spuneau că au nevoie de o actriță și am trecut un casting și am câștigat. M-am filmat o secvență de câteva minute într-un film indian, pe care, din păcate, nu știu cum se numește, până în ziua de azi încerc să fac legătură cu acei oameni, pentru că vă dați seama, a fost asta 10-11 ani în urmă cât. Și după care producătorul m-a sunat și mi-a spus, uite, eu atunci aveam un păr lung, negru, eram dita mai indiancă și eu. Și mi-a spus, uite,
te-au ales ca să mergi mai departe cu noi într-un film, un rol mai, fiindcă pentru acele câteva minute mi-au plătit o sumă destul de mare. Eu, ca fiind chelneriță, undeva pe lună făceam așa bani. Deci câteva mii de pounds? Da, zic, Doamne, uite ce șansă. Și am spus soțului meu și el categoric m-a interzis, nu? Fiindcă el vedea în tot, el vedea că orice carieră se face doar prin patul cuiva. Așa cum mulți, din păcate, gândesc, o femeie ajunge undeva sus doar prin patul cuiva. Și mi-a interzis și tare, acum chiar... Deci tu te-ai filmat într-un film indian? Da, da. Pe care nu-l știi pe și nu l-ai privit niciodată? Niciodată, da, pentru că atunci, nu știu, nu era Instagram, nu era Facebook, nu știu, nu credeam că o să vreau într-o zi să mă laud, știi? Ei au filmat un pic și mi-au spus, uite, în film am fost aceeași chelneriță. Rolul nu s-a schimbat, aceeași chelneriță, ei aveau nevoie de o chelneriță în film, un rol de chelneriță și am servit acolo pe cineva, după asta câteva minute, în rol de student. Și acolo, la hotel unde lucram, eu acolo am filmat, acolo mi-am filmat. Și nu știu, trebuia să mai vii alte zile, nu mi-a dat în cap să întreb, fiindcă i-au spus, sau era un serial, sau va urma, nu mi-a dat, eu eram sigur că o să păstrez legătura cu ei. Și atunci când mi-a interzis soțul, deja, nu știu, n-am mai sunat, mă temeam să mai sun acel producător. Dar tu cum erai? Iată, de exemplu, soțul zicea, nu, tu trebuie să faci asta, nu mergi pe cariera de actriță. Și tu cap în pământ și da. Nu, cap în pământ, încercam să-l conving, dar dacă ajungeam la certuri, el mereu era convingător. Și eu îl iubeam tare mult și îmi dădeam seama că pot să-l pierd dacă, uite, aleg cariera aceasta sau oricare pot să-l pierd, pentru că el îmi punea un fel de ultimatum. Sau eu, sau carieră, sau eu, sau bursa în Polonia, adică sau eu. Adică înțeleg că tu erai cea care iubeai mai mult. Probabil el putea să renunți mai ușor. Da, probabil da. El mereu undeva mi-a însuflat în mine că o femeie gospodină, o femeie bună, este femeia care stă acasă, are grijă de bărbat, de copii, restul ele nu prea sunt femei bune, ca să spun așa. Și tu atunci erai de acord cu... Da, da, eu atunci credeam că el mereu îmi spunea că uite, nu-ți lipsește nimic, mereu mă întreba cât o să primești la acel job care îl vrei tu, hai că ți-achit eu, dar stai acasă. Sincer, chiar așa era și îmi pare rău, pentru că eu eram copil. Tu îți imaginezi că și acum sunt mulți bărbați care gândesc așa? Da, și efectiv, taie aripile soțiilor, iubitelor, care ar putea avea o carieră sau un viitor foarte mai luminos. Foarte adevărat și eu de multe ori am spus, în timp dragostea trece, dar viața nu mai întorci înapoi și sacrificiile astea chiar nu se merită. Eu cred că noi puteam forma o familie și un cuplu frumos, eu având cariera mea, el pe a lui, fiindcă văd atât de multe cupluri care ambii au carieră. Gelozia, eu cred că cea mai mare problemă aici este gelozia. Gelozia și stereotipurile astea noastre, care nu știu dacă le mai are cineva decât noi moldovenii, că o femeie se ridică în carieră doar pe un pat. Asta pe mine cel mai mult mă deranjează. Dar cum se manifesta gelozia lui? Nu agresiv, nu. El doar e foarte calm, îmi spunea, uite, dacă mă iubești... Stai în casă. Da, dacă mă iubești... Dar ieșeați, de exemplu, în public undeva la plimbare. Deci, nu știu, dacă se uitau bărbații la tine. Da, sau avea. El e o persoană geloasă, foarte geloasă. Dar eu ca tu... să ies cu fetele sau să mă machiez un pic mai tare, nu aveam voie, sau o fustiță mai scurtă, nu. De asta acum, cu fustiță scurtă, așa. Da, eu ruj roșu mi-am pus pentru prima dată la 35 de ani pe buze, fiindcă el nu-mi permitea. El mereu credea asta foarte vulgar. În genere avea o concepție foarte... Eu și mireasă am fost, cum și-a dorit el, nu cum mi-am dorit eu. Am ales machiajul cu o fură, cum a dorit el. Absolut nu se vadă aici. Foarte modest. Deci tu erai foarte diferită decât te cunoaștem noi acum? Da, eram foarte diferit, pentru că eram foarte îndrăgostită și foarte mult mă temeam să nu-l pierd. Nu știu, nu pot să-mi explic asta, dar nu aveam poziția mea așa tare să zic nu, eu fac dar așa. Dar tu dacă iubești, atunci tu iubești cu da. Toată ființa ta. Da, da, da. Eu și eu realizam că suntem foarte diferiți. Chiar realizam, fiindcă chiar și la aceeași nuntă, dacă eu dansam mai în horă, el putea să nu-i placă, el nu dansa sau mereu voia acasă de vreme. Eu eram cea care vreau să dezbrac și mireasă, să stau până la urmă, dar el mereu, hai acasă. Hai. Exemple din astea mici care lui mai mult și chiar mi-a spus asta de multe ori, lui cel mai mult îi plăcea să petreacă timpul doar cu mine. Nu era o persoană de companie cu mulți prieteni, eu mereu vreau să ne întâlnim cu colegii, cu mătrii, cu... El era un pic mai așa cu mine, lui plăcea mai mult timpul în doi, noi singuri. Dar eu deja, sau când a apărut copilul, noi în trei. Dar eu sunt o persoană foarte sociabilă, mereu simt nevoia de gălăgie, de nebunie, să fug încolo, încoace, eu nu pot așa doar...
Cum ați ajuns în Rusia? Deci acolo părinții tăi aveau afaceri și v-au chemat acolo, da? Da, unde, da. Cumva ați preluat o parte da, din responsabilități. Da, eu eram însărcinată, dacă sincer, eram însărcinată și am intrat așa într-o depresie acolo în Anglia, pentru că mă duceam la spital și cum europenii, în luna 6 am avut o... avea, nu știu, o pericol sper sarcina și țin minte că am plecat în fugă, aveam hemoragie și am ajuns la urgență și îmi spune, ei luați un bilețel, așezați-vă și așteptați. Eu, hai că mi-e rușine, spun, dar îți dai seama ce înseamnă hemoragie la femei, eram toată de sânge, burta mare, zic, eu pierd copilul, el o sumară, așezați bilețelul, ca la bancă la noi, știi? Și zic, stați un pic, și eu mi-am dat seama, zic, dacă eram Moldova, eu cred că toți mă preluau acum, îmi puneau o mască, repede, de oxigen, ceva făceau. Și am pus să mă aștept și atunci mi-am dat seama ce înseamnă Europa. Spui, pe ei nu interesează, urgent, vă rog, eu mor. Nu, stai în rând, în rândul tău. Și atunci m-am speriat și am spus soțului, zic, eu nu vreau aici să nasc. Sau poate că eram străină și au văzut că nu suntem englezi, eu nu știu, dar și când m-am dus să nasc, eu deja eram luna 8-a, nu eram decis că vin acasă sau merg în Rusia, eram decis că nasc în Londra. Dar în luna 8-a m-am dus și când îndeplineam acest chestionar, doamna îmi spune... semnez și am citit o propoziție că dacă moare copilul, ei nu răspund la naștere. Zic, cum asta? De ce să nu răspundeți? Dar cum să moară copilul? Și a început să mă convingă psihologic că tare mulți copii mor la naștere. Zic, cum așa? Și mai era un punct cu organele, donare de organe. Pe atunci, acum poate gândesc altfel și le-aș dona, dar atunci a încercat să mă convingă că dacă mor la naștere, eu îți donez organele, semnez. Și mie ceva mi-a venit în gând, zic, Doamne, ăștia vor să mă omoare. Zic, de ce atât de mult? Eu am zis din start că nu și au chemat un psiholog, sora medicală, zice, uite, doamna asta nu vrea să doneze organele. Și zic, stați un pic, eu nu nasc aici, spuneam soțului, zic, probabil vor să mă omoare sau au ei, nu știu, să-mi ia copilul. Mi-a început o panică și o paranoie și așa în luna 8-a, deși medicul mi-a interzis, nu mi-a dat voie să zbor acasă, medicul din Londra a spus că în luna 8-a nu se zboară. Eu m-am îmbrăcat cu cele mai largi haine să nu se vadă burta cât de mare și am zburat acasă. Abia în România, țin minte, a observat când în îmbarcarea, Doamna, aveți o burtă prea mare, câte luni aveți? Zic, hai, dați-mi pace, din Anglia nu au observat, dați-mi voie să mă duc acasă, pentru că nu vreau să nasc aici. Așa că peripeții, dar am ajuns acasă. M-am speriat, mi-a fost frică să nasc acolo. Și ai născut aici, în Republica da, Moldova. Da, născut în Moldova, da. Și având în vedere ce naștere complicată am avut, slavă Domnului că am venit acasă, pentru că nu știu acolo dacă... A fost complicat. Foarte complicată, da, 25 de ore de travaliu, foarte... Băiatul a venit așa foarte greu pe lume. Și eu nu știu dacă avea să se chinuie atât de mult cu mine, cu un om străin, acolo. Nu știu, am rămas. Poate ei sunt buni medici, dar eu am rămas cu impresia asta că ei sunt un pic așa mai reci, mai nu interesează că... Lângă mine țin minte și acum, soțul ne uitam, era un bărbat cu o plagă, ceva o rană mare la cap și curgea sângele așa pe umăr și el tot stătea cu bilețelul la mână și aștepta rândul lui. Grecii și romanii adăugau flori de lavandă în apa de baie pentru a o parfuma, dar și pentru a-și purifica trupul și spiritul în viziunea lor. Se consideră că de la acest obicei vine și numele plantei în latină lavo, adică a spăla. Noi acum suntem în câmpul nostru de levânțică, plantat acum 4 ani pe o colină din satul Crihana, raionul Orhei. A? Eu zic că arată solid, nu? Și nu poți crede încă. Levânțica este una dintre cele mai puternice plante de lac din lume. Are mai multe beneficii pentru sănătatea, atât fizică cât și psihică. Planta aceasta este nu doar un antiseptic foarte bun, dar și un calmant care poate ajuta la combaterea stărilor depresive și a stresului. Eu și Violeta vă invităm în lanul nostru la Vendor by Violet, unde anul acesta am pregătit 8 zone pentru sesiuni foto și alte 4 special amenajate pentru copii. Cât maturii vor face fotografii romantice, picii vor picta și se vor juca. Cuplurile sau toată familia pot lua un coș cu bunătățuri și organiza un picnic chiar printre rândurile de levânțică sau pot ciocni un pahar de spumant Lapos. În coș găsiți croasantă, miere, dulceață, limonadă, salam, cașcaval și chiar prosecco. Vizitatorii își pot culege propriul buchet de levânțică, pot face foto cu un fotograf profesionist oferit de echipa noastră sau cu propriul fotograf. Însă puteți veni pur și simplu să vă plimbați prin lan ca să vă relaxați și să faceți fotografii cu telefonul. Intrarea pentru maturi este de 80 de lei, copiii de la 8 la 16 ani achită 40 de lei, iar copiii până la 7 ani intră gratuit. Tot gratuit vor intra și fotografii. Pentru picnic și sesiuni foto, vă puteți programa la numărul de telefon afișat pe ecran sau pe pagina de Instagram Lavender by Violet.
Toate detaliile sunt pe linkul din descrierea acestui video. Luați-vă, oamenii dragi, veniți să vă faceți amintiri în câmpul nostru de levănțică, unde am amenajat totul cu multă dragoste. După aia ați mers în Rusia. Atunci i-am spus mamei, vreau să vin acasă, nu mai gata, nu mai merg în Londra. În genere, eu foarte mult sufeream pe părinți, pe soră. Și mama a spus, uite, avem afacerea noastră. Noi deja un pic îmbătrânim, ca să spun așa. Mama mai avea probleme de sănătate. Zice, hai, noi vă lăsăm această afacere vouă. Sigur, am avut o înțelegere, fiindcă din acea afacere se hrăneau și ei. Și voi lucrați, deja sunteți tineri și noi acasă. Dar ce afacere este acolo? Este afaceri cu... Noi mereu aprovizionam, părinții noi. Părinții aprovizionau restaurante, aveau o rețea de restaurante pe care o aprovizionau cu mâncare. Mm-hmm. Așa, food delivery, da, ca să spun așa. Aha. Da, începând de la tot, de la pește până la lapte, absolut tot, părinții mei aveau grijă ca să duc produsele în acele restaurante. Și tu acolo nu ai muncit efectiv, tu erai acasă tot. Nu, iată acolo 11 ani am stat acasă, zi de zi cu copilul, școală, mâncare, casă, școală, mâncare, casă și acolo voiam să fac ceva. Era acel hotel care eu am lucrat în Londra, Novotel, se numea, era și în Moscova și am încercat așa să-i adii soțului și el așa s-a uitat, cam deja am înțeles. Nu, el îmi spunea ce trebuie, stai acasă, copilă, grijă copil, școală. Nu aveam niciun prieten, în genere eu am trăit 11 ani acolo, nu am putut să-mi fac niciun prieten rus. Ieșeam afară în terenul de joacă cu aceste mame și eu doar spuneam, nu știu, mi-o luam copilul de mână, zic, hai că acuși mă împrietinez. Mă duceam, zdravstvuite și gata, plecau mai încolo. Au ei așa o antipatie față de imigranți, am simțit-o. Ceea ce n-am simțit în Londra, când vecinii, dacă te mutai sau ne mutam, veneau vecinii cu o tortă la ușă, welcome, asta da, wow, englezii. Din păcate n-am simțit în spitale, dar așa dar englezii... Dar tu spuneai despre asta soțului tău, eu mă simt rău da, aici, eu vreau să fac ceva, eu n-am prieteni, eu sunt diferit decât e starea mea. În fiecare zi, probabil. În fiecare și eu zi, mereu stai așa? Mereu nu... Probabil eram undeva acuzată că sunt talentată sau nerecunoscătoare, fiindcă chiar nu pot spune, la Moscova aveam o viață destul de îndestulată, apartament bun, într-un cartier foarte bun. Nu, din punctul ăsta de vedere chiar nu pot să mă plâng, dar starea mea interioară era mereu într-o... Și eu încercam să explic, dar el îmi făcea mereu drumuri acasă. Dacă sincer, orice motiv găseam, orice nuntă, ca eu să fug acasă în Moldova, la ai mei, și când veneam acasă mi-o luam aer și eu îi spuneam... Dă-mi voie să mă duc acasă câteva zile, îmi iau aer și vin înapoi. Și el vedea asta, dar nu știu. Motivele divorțului deja în principiu sunt clare. Da. Adică tu la un moment dat ai înțeles că nu mai poți să continui așa, da, divorțul, și ai spus stop. Cred că atunci când am început să activez la Caritatea MD, asta și-a fost primul imbol, că gata, fiindcă și el și atunci a început să-i interzică. Eu aveam careva deplasări prin, nu știu, Italia, Turcia, unde erau copii, fiindcă eu vreau să-i văd unde îi stratează, vreau să fac cunoștință cu spitale, ca să facem contracte, să facem reduceri. Aveam planuri grandioase și la orice zbor, iarăși se începea cu cine zbori, cum zbori, ce o să faci acolo, unde o să dormi acolo. Și m-am dat seama, nu, și aici un pic a încercat să-mi interzică și cred că asta a fost așa ultima picătură și am zis nu. Cum a fost ziua aia când tu ai zis că, gata, eu spun că până aici a fost? Nici nu vreau să mă amintesc, a fost o zi foarte, foarte, foarte... el a reacționat foarte neașteptat, foarte agresiv. Nu știu, chiar a fost foarte greu. Eu știam că este foarte greu. A început știam să te înjuri, să strige, să da, te amenințe. De toate. Și amenințări și de toate și... Absolut de toate. De toate. Și am văzut starea lui. Plâns, panică... După ce am spus că divorțăm, noi, el m-a convins și noi am mai trăit împreună undeva 6 luni, după care iarăși mi-am dat seama că nu mai pot, gata. Am dar cercat atitudinea să lui se schimbase? Am dat o șansă. Nu prea, dacă spun așa, nu prea. Deja era mai rău, fiindcă prima ce i-a venit în cap, că am alt bărbat, de asta vreau să divorțez, așa că după asta a fost și mai rău. Eu nu puteam să-l conving că nu există un alt bărbat, dar există pur și simplu eu nu sunt fericită. Bărbații de obicei cred că femeia pleacă pentru alt bărbat. Nu este mereu așa și eu lui am promis și chiar de când era totul bine, mereu dacă aveam discuții, îi promiteam mereu, zic, uite, eu niciodată nu o să te înșel. Dacă eu simt că nu te mai iubesc sau că m-am drăgostit de altceva, o să-ți spun și ne-ți părțim. Mie nu-mi place adrenalina să stau, tu să mă pândești, Doamne, să mă omori sau cum arată la televizor. Nu, de ce eu să risc așa viața? Eu să fiu sinceră, nu contează, avem copil, nu avem copil, atâta timp cât nu o să mai simt dragoste pentru tine, eu să-ți spun. Și asta așa a fost. Și el oricum nu avea încredere.
Nu, oricum nu. Și ați avut 6 luni cu mai multe tensiuni și tu ai înțeles? Da, și am înțeles aici. Gata, și într-o zi mi-am luat copilul, mi-am făcut valiza cu minim hani ce am avut, dacă sincer, pe mine, și am plecat acasă. Și de atunci am început o altă viață. Dar tensiunea a continuat mulți ani, nu știu, eu așa mereu am sperat că o să rămânem prieteni, că avem un copil, dar nu este posibil și tare îmi pare rău că... Dar de ce? Atitudinea față de tine e urâtă sau față de copil sau rar se discută? Nu, atitudinea față de mine este foarte urâtă. El nu este genul de bărbat care să accepte că pur și simplu femeia, pur și simplu nu mă mai iubesc. El a inventat toate scenariile posibile, că eu nu știu ce am făcut sau nu știu pe cine am, dar nu a recunoscut probabil demnitatea lui de bărbat, mândria lui de bărbat. Nu i-a permis să accepte că eu pur și simplu nu-l mai iubesc. Pentru el a fost o tragedie ca el să coate asta... Trădare. El considera asta o trădare. Considera asta că am distrus o familie. Dar eu am încercat să-l convinc că eu nu am distrus o familie, pentru că pur și simplu familia deja nu mai exista. Nu mai eram o familie. Tu ziceai tot în una dintre intervenții că prietenii voștri comuni au luat partea lui. Da, da. Păi ei... De ce? Când tu argumentezi cumva punctual. Pentru că nimeni nu a... Probabil nimeni și nu a dorit să știe, nimeni și nu m-a întrebat, nimeni, chiar din start, chiar Nașa mi-a spus, Nașa noastră cu nimeni mi-a spus să-mi cer scuze, orice nu ați face, noi suntem coleg, Oleg este al nostru, adică noi ținem cu el așa într-un fel, mi-a spus în față, zic ok, dacă ca femeie nu mă înțelegi, atunci ce să mai discut de alții? Și eu chiar nu mi-a rămas niciun prieten sau cu mătru, îl văd pe el mereu, în relații bune cu el, îl mai invit uneori, peste tot, dar eu nu. Nici nu pot spune, Doamne ferește, că sufără sau le simt lipsa, eu înțeleg alegerea lor, dar pentru toți eu simt și îți dai seama că ajung la urechile mele bârfi, dita mai bârfi, că așa e moldovanul, dacă nu bârfește, Doamne. Și totul se aude și în toate mesele rotunde eu sunt discutată ca distrugătoare de familie, cum a putut așa, o copil, cum, Doamne, of, Doamne, Scorpia. Și aud și eu asta și nici eu nu mai vreau relații cu ei deja, mai departe, cu cei foști prieteni sau o iam pe ăștia nu. Dar până la urmă el este în continuare în acea afacere inițiată de părinții, părinții tăi. Mei, da. Și el lucrează și din ceea ce câștigă, respectiv ai și tu venit. De fapt, deja nu, deja el nu mai este în Rusia, acea afacere nu mai există, din păcate. Asta o spun eu în premieră la tine acum. Uh-huh. S-a distrus tot acolo, din păcate, a distrus el și iarăși eu vinovată. El mereu mă învinovățește că eu sunt vinovată în tot ce s-a întâmplat acolo și s-a distrus, pentru că el era în depresie după dispărțirea de mine, nu mai există nici o afacere, nu mai au nici părinții mei nimic și în genere. Absolut tot ce am avut, împreună făcut, apartament și tot, a rămas lui. Asta a fost și este pedeapsa lui, fiindcă eu am distrus familia. Dar tu ai încercat să... Faci rost măcar de ceva de ce ați agonisit împreună? Nu, pentru că eu am fost atât de naivă și am semnat careva acte. Noi femeile suntem foarte mândre, așa cum am fost și eu, și spuneam că nu am nevoie de nimic, doar lasă-mă să plec, fără scandal, divorț. Și am semnat acte că sunt de acord, să vând apartament, tot ce este acolo fără mine și probabil asta și-a făcut, dar până în ziua de azi, atât eu cât și copilul nu am primit absolut nimic. Există acum o comunicare între... tată și fiul vostru? Nu prea. Băiatul se maturizează. Eu, înainte, primii ani, eu un pic nu i-am spus despre toate aceste probleme, chiar nici public nu spuneam și mereu îi spuneam copilului că tatăl este alături și el te ajută, el ne întreține. Eu nu îi spuneam că eu singur am grijă de el. Dar la un moment dat mi-am dat seama că fac greșit, fiindcă copilul... eu chiar îi spuneam că unii cadouri sunt de la el, nu de la mine, ca să păstrez armonia asta și dragostea asta și recunoștința față de tată, până în ziua în care mi-am dat seama că soțul deja este prea obraznic și prea indiferent față de copil și am spus copilul adevărul. Așa că acum ei nu prea comunică, băiatul este supărat și mi-a spus odată că el oricât de mare nu va crește, oriunde nu va ajunge, niciodată nu o să uite ce fac eu pentru el, fiindcă el vede cât îmi este mie de greu, ca el să aibă tot, ca ei, ambii să aibă tot. Și într-o zi m-a certat, ca să spun așa, de ce n-am mințit, de ce nu i-am spus până acum că eu fac asta totul singură și mie mi-este greu. Și mi-a promis că nu o să fie mare, să facă bani și să mă ajute. Așa de dulce, da. Ce frumos! Da, sunt lucruri care le spun aici la tine în premieră, tu îți dai seama că ai vrut și tu o premieră, dar chiar sunt dezamăgită. Nu m-am așteptat niciodată de la soțul meu, știu că o să vadă această emisiune, și nu o să recunoască, dar nu m-am așteptat niciodată ca să ne lase așa fără nimic, absolut, fără nimic, zero.
Dar când afacerea a fost vândută sau ce a falimentat? Nu știu. Deci nici nu știi nimic, ce s-a întâmplat nimic, acolo. Absolut nimic, nimic. Tot ce am avut, apartamente, mașini, tot, nu am văzut absolut niciun leu de ună pe ele. Groaznic. Tu ai spus că te-ai simțit cel mai bine în momentul în care ai divorțat. Da. Deci ai avut o stare de ușurare. Da. Deci te simțeai captiv acolo cumva. Iată care a fost prima stare în care eu sunt femeie liberă. Ce fac? Îmi caut imediat pe altcineva sau nu-mi trebuie nimeni? Vreau să fiu singură cu mine. Nu, asta așa spunea și el. El mereu îmi spunea că eu știu că după dispărțire tu ai să o să îmbli doar în baruri, în cluburi, la discoteci, o să uiți de copil, o să schimbi diferiți bărbați. Atât de mult mă dureau aceste cuvinte și în genere atât de greșit bărbații cred, bărbaților au impresia că la noi fericirea este doar în bărbați. Nu, fericirea mea era să stau cu mama mult timp cât am vrut eu, stau cu sora, la o cafea, să merg prin oraș, liberă. În mult timp nu am avut bărbat și el știe asta, pentru că îți dai seama că tot se află. Chiar mult timp nu am avut nevoie absolut de nimic și chiar mă temeam să înceapă o nouă relație. Dar cât de dificil ți-a fost după aia? Pentru că tu erai asigurat cumva de soț sau de afacerea care era atunci și te-ai pomenit singură cu un copil, părinții deja erau aici. Tu din ce ți-asigurai existența prima perioadă? Dacă sincer, aici a fost salvatorul meu, omul care respect foarte mult, fondatorul Caritate MD, care el are mult mai multe afaceri. Și are foarte multe pagini sau afaceri online. Eu chiar nici nu aveam timp sau fiind la Caritate MD să lucrez undeva de la oră până la oră și el mi-a oferit oportunitatea să lucrez online. Eu și acum lucrez online, conduc câteva afaceri de-a lui, câteva pagini, magazine online. 23 din 24 stau în telefon, fiindcă des mine lumea mă întreabă, tu lucrezi sau tu nu lucrezi? Eu 23 din 24 stau în telefon, dar recunosc că au fost momente când am făcut și mici, ca spun așa, nu că am vândut lucruri. Am ce vândut aur, am vândut blenduri, am vândut ce aveam eu cumpărat. Pentru că așa. Efectiv n-aveai da, bani? Da, să plătesc chiria. Eu am stat mult timp în chirie, adică am vreo 4 ani în chirie cu băiatul și chiar m-a fost tare greu. Dar pic așa a început și deja am mult mai multe oferte de lucru, mult mai mult și pe Instagram s-a început promovările și a fost și un pic salvarea mea, tatăl lui care a apărut și el deja ne ajută, că un bărbat adevărat. Cum a început caritate.md? Tu vorbești atât de frumos despre fondator, el a văzut că tu ai început să faci caritate și o făceai cum tu credeai da. Că e mai bine și a zis, păi să-i fac fetei astea o platformă. Da, eu am început să fac singură, fără o fundație, fără nimic, tare întâmplător. Eu în genere am crezut că o să ajut doar o familie ca să le cumpăr o casă la niște copii care trăiau într-o bojdeucă. Și o făceam pe platformele americane și când am văzut că mi-a ieșit și am strâns bani, am cumpărat o casă, lumea a început să-mi scrie mie, hai mai fă, hai uite tu ne-ai demonstrat, am postat fiecare cec, dacă sincer cecuri de la pâine, lapte, absolut tot ce cumpăram pentru cei copii, fiindcă mi-a temeam foarte mult de neîncrederea oamenilor, zic Doamne m-am apucat, dar când am văzut că au început și comentarii, ei cine știe ce o să facă ea cu banii, zic de ce m-am apucat, Doamne, cum să demonstrez, oamenii cunoscuți donează, cum să demonstrez, zic hai vă rog aveți răbdare până la final, o să vedeți că eu să cumpăr casa, o să pun contract, cec, tot, vă rog. Și atât după acel caz, au început lumea să-mi scrie, lumea, ajutați-mi fetița mea, cancer, că... Și zic, stai un pic, nu pot, eu nu am, vă faceți prea mari speranțe la mine. Eu am ajutat un caz, dar asta nu înseamnă că eu nu am studii, eu nu am fundație de caritate. Și am început al doilea caz. După asta al treilea, patru, am văzut că lumea donează, dar mereu era un donator care donea sume așa mai mari, dar anonim. 1000 de euro putea să donezi, 2000 și mereu se semna anonim. Eu aveam doar mail-ul lui, fiindcă când donatorul donează anonim, nu ai numele nimic, dar un mail poți să-l pui oricare. Și eu încep să-i scriu înapoi, zic, uite, atâta încredere ai în mine, cine ești, hai să ne cunoaștem, cine ești tu, de ce donezi câte 1000-2000 de euro, cine ești tu, voiam să-l cunosc personal, să-l mulțumesc. Ca peste câțiva ani de zile, eu fiind în Rusia, încă cineva m-a sunat și mi-a spus, uite, m-a sunat un prieten de-a lui, care este acum colegul meu, Dumitru, și mi-a spus, uite, cineva vrea să fac cunoștință cu tine, că foarte mult admiră ceea ce faci și vrea un pic să te ajute. Zic, hai, și pentru asta am zburat din Rusia în Moldova, zic, tare m-a intrigat, cine vrea să mă ajute, cu ce, că eu deja vedeam că îmi place ceea ce fac, zic, dar o fac neprofesional, atât de mult
oamenii m-au mințit, banii i-au cheltuit nu pe ce mi-au promis. Zic, uite, eu fac neprofesional, eu nu pot să-i controlez, eu nu pot să-i trag la răspundere. Și eu știam despre acea persoană că e familia Rusnac. Fiindcă mail era Rusnac, ceva cu, zic, cred că e familia Rusnac. Și ne-am întâlnit în Chișinău, unde el mi-a întins mâna și mi-a spus, bună ziua, bună ziua, Alexandru. Și eu zic, Rusnac? Deci de unde știi? Zic, tu ești donator ăla anonim care atât de mult... Deci da, dar cum ți-ai dat seama? Zic, nu avea cine absolut să mă cheme. Nu știu, dar am simțit că tu ești donator ăla anonim, că tu vrei să mă ajuți. Fiindcă eu vedeam cum omul ăsta nu este caz care el să nu doneze. Și el atunci mi-a spus, uite, de mult foarte mult te urmăresc, dar văd că la tine se mulțesc cazurile. Zici, eu nu sunt atât de bogat ca să donez 20, 30, 40 mii de euro, dar eu pot să te ajut să faci o platformă, fiindcă eu văd că tu faci asta prin platforme americane care îți iau foarte mult procent. Dacă din 100 mii de euro, undeva unele puteau să iau 10, 12 mii, doar procentul. Noi doream acești bani. Și unii părinți mai de la țară, ei nu înțelegeau. Și credeau că, cumva să duc în buzunar la mine și trebuia să le explic, stați un pic, uitați, este o platformă, asta e câștigul platformei. Și el zice, hai să fac să ușurez munca, eu investesc, rămâi tot tu, Setlana, dar eu investesc într-o platformă moldovenească care nu o să fure acest procent, o să facem ca să fie doar pentru oameni. Și aici a fost o coincidență frumoasă. Eu zic, hai, dar cu o condiție. Eu foarte tare îmi place o denumire, caritate.md. Și el mi-arată, zicea, uite aici, mi-arată domeniul lui cumpărat de mulți ani, caritate.media, dar eu nu aveam omul care să ocupe. Și el zic, uite, nu poate să existe o coincidență mai frumoasă, zic, noi trebuia să ne întâlnim, noi trebuia să facem asta împreună. Și atunci a început, el zice, doar, l-am întrebat, mai întâi eram sceptică, zic, ești cumva din domeniul politic, vrei, ai cumva un scop în spate, vrei să faci bani dintre asta, zic, dacă eu simt la un moment dat că eu sunt folosită, tu pur și simplu mă folosești ca fața, zic că noi să ne certăm foarte mult. Și, el, și atunci mi-a întrebat, ce am făcut până acum eu, atât toți acești ani, cine a adunat sumele cele mai mari? Ți-am cerut ceva în schimb? Și vreau să te ajut, omule, eu vreau. Și el visa să fac caritate, dar zice, nu o să-mi stea mie bine, nu știu, tu ești fața, tu poți, tu depui suflet, tu duci la cei bătrâni, imaginează-ți eu să mă duc la, cu acel copil în brațe. Și atunci am acceptat și nu am greșit, fiindcă din acea zi, a început ceva foarte frumos, o poveste foarte frumoasă, Caritate MD, este cel mai, eu îl respect, este una din persoanele pe care respect cel mai mult în viața asta. Dar în ce domeniu el are afaceri? El are afaceri și agricultură, și IT, apropo, și foarte mult susține producătorii autohtoni, Madein.md, el este fondator, foarte, foarte mult investește el în susținerea producătorilor noștri autohtoni. Spune-mi cum funcționează Caritate.md, ca să unii, așa cum ziceai tu, nu prea înțeleg, deci și care este procentul platformei și dacă este acest procent? Da. Procentul platformei, ca să spun eu așa, câștigul platformei, nu există. Caritatea MD oprește 5%, de fapt ele se opresc automat, fiindcă asta este suma comisioanelor. Noi lucrăm cu PayPal și cu diferite bănci. PayPal-ul ia un comision nebun, uneori 7, 8, 9, cine știe ce înseamnă PayPal. Și noi am pus un mediu de 5 ca să compenseze, fiindcă dacă la bancă ia de 3,2, 3,7 unele bănci, la mai sunt BPAY, sunt multe terminale, dacă iau alte procente, PayPal-ul ia groaznic, dar noi nu putem să scoatem, fiindcă toți moldovenii psihotare, toți îl folosesc. Și uneori, de exemplu, din $100 veniți PayPal, la noi ajung doar 60. Atât de mult ne scurge acest PayPal și mai este și conversia. Toată lumea donează în dolari, euro, ruble rusești, orice, dar banii vin în banca noastră, în lei. Și atunci când noi dorim să transferăm banii la acea clinică din Italia, îi transferăm în euro, cum doresc ei. Și iarăși aici pierdem o grămadă de bani. Înapoi în lei, înapoi în dolari. De asta noi am pus acest mic 5% ca un pic să compenseze. El nu era la început, acest cheltuieli le compensa Alexandru, tot din banii lui absolut personali, dar eu am fost cea care mi-a stat și anume mi-a stat după scandalul Rise. Zic, nu se mai merită, uite, atât de mult, uneori chiar eu vedeam că erau atât de mult cheltuieli, uneori lui venea greu, zic, uite, cât de mult se pierde la acest procent, de ce să nu luăm din aceste donații, fiindcă nu este ceva ilegal, este, la urmă ori, tot așa lucrează. Da, toate platformele. Da, fundații. Întrebare care este, nici nu știu, venitul echipei, cât sunteți în echipă? Suntem trei în echipă, da. Trei în echipă și avem toți absolut salarii din banii lui Alexandru. Deci nu din donații, cred nu, unul. Nu. Și vorba nu. De ce? Mii nu. De euro? Nu. Mii de lei? Nu. Sunt salarii de mii de lei, da. De mii de lei, salarii moldovenești. Este și logic, dacă noi colectăm 100 de mii de
euro pentru pacient, el și primește, spitalul primește. Atunci unde? Mulți ne acuză. Da, aici și care este logica? Vreau să zic, asta nu este o afacere, este până la urmă? Nu, mulți ne acuză, dar știi cine vorbește așa? Oamenii care nu au avut treabă cu noi. Odată ce este ruda unei persoane pe care am ajutat-o, sau chiar dacă persoana a fost ajutată, ea a doua zi se convinge că toți banii au ajuns. Și noi am mers la întâmpinare ca să facem atât de transparent asta, că am ajuns să postăm și facturile pe site. Ceea ce nici o fundație nu face. Contabila mea m-a certat, zice, unde ai văzut tu o fundație sau cineva să posteze facturile pe site? Asta este contabilitatea noastră. Noi postăm tot. Ea s-ar rămâna stup acolo, dat pierd personal, dar eu comic, zic, te rog, eu fă așa, ca să nu mai văd nicio bârfă din asta, din donații, se îmbogățește Svetlana sau cineva. Ca ei să înțeleagă că Alexandru, dar noi avem un salariu, dar din fondator are grijă de salariul nostru. Cum identificați cazurile? Ei ne scriu. Avem 1001 discursori zilnic. Deja noi, lucrul nostru este ca să le selectăm, ca să spun așa, cele mai grave, cele mai urgente, pentru că îți dai seama, sunt multe cazuri, nu putem să ajutăm pe toți. Și știu că foarte mulți rămân obișnuiți, supărați, dar noi suntem o platformă, dar cazuri sunt mii în fiecare zi. Și noi ne uităm după cazuri, împreună cu colegul, cu fondatorul, mai avem medici care mă împrietenesc foarte bine și mă consult cu ei, întreb, uite, copilul ăsta poate să aștepte această boală sau nu? Și iată așa, încet, încet, pe umerii noștri cade anume responsabilitatea asta ca noi să alegem aceste cazuri. Cum verificați dacă este un caz adevărat și nu fake? Ziceai la un moment dat că la început te confruntai cu oamenii care luau banii și îl cheltuiau pentru alte necesități. Da, acte, cât mai multe acte, avem jurist care verifică actele și avem și condiția și această regulă că nu transferăm bani pe conturi personale. Ai nevoie să cumperi un cărucior omul, transferăm banii la spitalul sau magazinul unde se vând cărucioare. Are nevoie de operație, transferăm banii la spital. Nu mai transferăm pe conturi personale. Și aici iarăși se începe o dita mai scandal uneori și vorbe, pentru că omul e tare, tare bun la început când vine la noi oficiu și cere ajutor, până când vine vorba să transferăm banii. Și mulți vor acești bani pe cont personal și eu le explic, nu. Nu, pentru că nu avem încredere în dumneavoastră. Mi pare rău. Suntem pățiți, am văzut în viața asta atât de multe cazuri că nu mai cred absolut în nimeni. Mergeți acolo la spital și totul este echitat. Mergeți să faceți operația. Și aici apar tare multe. Cum argumentează? Că ce? Vor ei să meargă la spitalul care... Dar voi le puneți condiția la acest spital să meargă? Nu, sigur că nu. Nu, Doamne ferește, fiecare... Noi avem absolut treabă cu spitale. Omul vine la noi și ne spune, uite, avem operația programată pentru Rusia, data de ce, ora... Vă rog frumos, faceți achitarea. Punct, am achitat. Nu, nici nu mai dau. Dacă până la acel scandal mai dădeam sfaturi, când cineva mă întreba cum credeți, care clinică este mai bună, și eu dădeam un sfat, am înțeles că și asta mi-a făcut foarte mult rău. Acum zic, nu știu, îmi cer scuze, vă rog, deciziți voi clinica. Hai că ajungem și la cazul RISE. Vreau aici să precizăm cu... Mă știm să sfătui. Cu platforma. Cum convingeți oamenii să doneze? Am văzut că tu pe Instagram pomenești periodic despre câte un caz sau zilnic, da, ceva. Da, doar așa, pe rețelele de socializare. Doar așa. Doar așa, pe Instagram, Facebook, dacă ne reușește, mai facem, rugăm portarul de știri să mai facă niște reportaje. Doar așa, doar în mediul online. Și oamenii sunt receptivi? Cum, iată, este evoluția asta de-a lungul timpului? Pentru că la un moment dat se creează impresia că sunt prea multe cazuri, corect, și oamenii nu prea au capacitatea, da, să doneze și crește... Corect. Aici este mereu după noroc. După noroc. Fiecare caz este după noroc. Eu deja am înțeles. Eu nu știu de ce depinde. Pentru că uneori eu pun un caz și eu simt, mă gândesc, uite, nu o să doneze nimeni. Parcă simt că nu o să doneze nimeni. Așa, dar îl ajut, pentru că îmi dau seama că orice merită ajutor. Și spre uimirea mea, până dimineață banii s-au strâns. Dar uneori postez un caz, zic, Doamne, uite acuși, așa un bebeluș, așa de... O să donez într-o secundă. Nu se donează absolut deloc. Aici e după noroc. Pentru asta avem donațiile lunare, în care avem noi un buget micuț. Lumea, donatorii noștri sunt donatori care sunt abonați lunar. Avem deja peste 1000 de donatori care donează $2, $1 lunar. Și ce sumă se adună? Se adună câteva mii, nu foarte mult, 3.000, 4.000, dar acești undeva sunt salvatori, acești bani. Când vedem că este un caz pentru care nu donează, noi dăm acești bani din donația lunară, fiindcă vă dați seama, pe acei părinți disperați care văd la un caz s-au donat 20.000 de euro, dar la copilul său zero. Și când văd că nu se donează, pentru acel caz insist mai mult, mai mult și organizez. Acum am venit și concursul ăsta noi, nou Give a Hope, zic, dacă toți fac giveaway, eu am inventat un concurs Give a Hope și le promit premii la urmăritorii mei, dar condiția nu să mă urmărească mine sau Doamne ferește cineva, o mică donație, oricât, un leu, donezi, păstrezi donația și eu la urmă extrag
câștigători în baza acestor donații. Și am văzut că am reușit, am făcut deja 4 ediții și mereu se colectau 5-6 mii de euro pentru caz. Și chiar mă bucur că am avut ideea asta. Este foarte greu să convingi cineva să doneze, foarte greu să pui în fiecare zi. De asta eu sunt foarte activă pe Instagram și cu viața mea personală, lucruri frumoase, fiindcă jale am destulă cu aceste cazuri. Și mereu vreau așa să-i umplu de energie frumoasă și nu prea des să-i, cu aceste cazuri să-i încarc. Dar voi aveți cazuri când efectiv nimeni nu donează și persoana asta, iată, nu aveți nici posibilitatea din donațiile da. Lunare. Da. Rămâne... Rămâne neajutat. Asta e. Uneori, deseori, salvatorul a fost chiar Alexandru, fondatorul, fiindcă dacă eu mă merg la el în ofici și spun, uite, este fetița asta, nimeni nu donează pentru ea. Nu putem să o lăsăm așa. Și dacă el are posibilitate, donează. Poate doneze sume mari uneori. Dar procentual vorbind, câte cazuri dintr-o sută de procente ajung să aibă finalitate pozitivă? 90%, da, toți. Fiindcă eu sunt o persoană care nu mă las, nu știu, eu știu că uneori saturi pe tăzi, deja sunt sătui de mine, dar încep să scriu mesaje private. Mesaje private la donatori care știu că au donat mai des sau sume mai mari sau încerc să poate uneori deja deranjez, dar nu pot să văd cum nedreptatea asta, cum la un copil, gata, l-am salvat, dar doilea stă o lună, două, trei, patru, stă pe platformă și așteaptă și mama, uneori poate ei nu mă înțeleg, mă cred pe mine prea îndrăzneață, dar părinții când mă sună, de ce la noi se donează? Doamne, hai să facem ceva, moare copilul. Eu nu pot să ascult asta și mereu încerc și eu să fac. Și uneori fac imposibilul, dar se donează. Fac licitații sau nu știu, găsim ce să vindem, ce să... Mai rog blogeri cunoscuți să mă ajute. Când văd că nu pot singură, rog din mediul online și blogeri cunoscuți cu mulți urmăritori și mă ajut și ei. Care a fost cea mai mare sumă pe care ți-a donat-o și despre ce caz era vorba? Cea mai mare sumă care m-a donat-o a fost, acum repede să mă gândesc, 270.000 de euro pentru un băiat din Bălți care a avut limfom Hodgkin, un tip de cancer foarte, foarte greu. El a avut 2 recidive, noi credeam că el gata, Doamne ferește, să moară, dar l-am salvat. Datorită anumit da, s-a da, da, 270.000 de euro, asta este o sumă mare pe care am colectat-o noi. Foarte mare. Da, dar am dar avut... până acum aveți o cifră estimativă? Nu, pe site stă o cifră de câteva milioane de euro deja, dar asta nu este cifra exactă pentru că sunt foarte multe donații offline. Sunt mulți donatori care donează, de exemplu, au fost niște elvețieni care au donat direct la clinică. Au donat și platforma noastră, dar deja erau atât de mulți bani, ei erau foarte bogați, că ne suna banca, de unde atât de mulți bani, cine sunt oamenii ăștia? Și ca să nu... nu știu, ca să nu le fac și lor probleme, fiindcă au început să-i sune prin Elveția, să-i ceară acte, dovezi că sunt bogați. Niște oameni miliarderi, care spun așa, de elvețieni, pe care am avut noroc, eu să-i cunosc, au început să doneze la spital, așa că ei puteau să doneze la un spital 100.000 de euro, la altul 200.000 de euro. Și nu mai am control câți bani s-au donat, dar vorbim de milioane de euro, eu bănuiesc că deja am ajuns la 10 milioane de euro colectate. În tu din asta ani. Ai ceva câștig? Adică tu ești efectiv pe salariu da. Și atât? Da, pe salariu și atât. Pe salariu și atât și aici vreau să deschid o paranteză, fiindcă eu am salariu de când există cartea MD. Dar salariul meu ce înseamnă? Salariul meu înseamnă pentru munca mea la birou, de la 9 până la 4, cu acte și cu toată vălmășara care avem noi colegii noștri. Este o muncă de vice-director de fundație de caritate. Este o muncă foarte grea. Punct. La 4 eu ar trebui să ies din oficiu și să mă duc acasă, stau cu copiii mei. Pentru că eu văd, când văd comentarii de genul ia ajut pentru bani, foarte mult mă deranjează și mă supără sincer. Gata, eu nu ar trebui să fac nicio postare. Asta nu este obligația noastră, fiindcă este o platformă. Ți-ai pus cazul, ai Facebook, trebuie să-l promovezi tu și să colectezi banii pentru prietenii tăi. Eu nu este lucrul meu ca să fac asta. Eu nu sunt plătit ca să fac campaniile astea în care îmblăm la sute și mii de familii prin sate, prin noroi, pe la 2 de noapte, care este cea mai mare plăcere mea. Cu asta mă hrănesc cel mai mult. Eu nu sunt plătită ca să, nu știu, ca să merg încolo. Eu sunt plătită doar pentru o muncă de hârțoage la birou. Aici nu vreau să încurce lumea, fiindcă chiar sunt dureroase vorbele. Am făcut 6 sau 4 sau 5 ani de caritate singură din banii mei și din banii cu soțul meu până ce a apărut Alexandru. Când Alexandru a apărut și el sponsorizează ce făceam eu înainte din banii mei, fiindcă eu într-adevăr am ajuns la așa un nivel
uneori nu mai permiteam și deja și chiar și soțul era să tot o ceream, bani ceream, haideți. Și aceste zboruri uneori când eu zbor, de asta are grijă Alexandru, el achită din banii lui. Dar nu vreau cineva să-mi spună, uite, ia, ajut copiii pentru bani. Nu. Pentru tot ce fac eu extra, pentru faptul că eu stau 24-24 în telefon, răspund la mesaje, pentru toate discuțiile cu mame, pentru tot vizitele mele la orfelinate, colegul meu, ce facem noi, o facem noi voluntar din timpul nostru. Dar și chiar o fac tot dragul. Eu nu spun asta acum ca, uite, Doamne, că mă plâng. Nu, este viața mea și eu nu-mi închipui. Eu fac asta cu tot dragul și abia aștept să merg la un copil, să vizitez. Uite, acum pe emisiunea ta este cineva din Chișinău care mă așteaptă, un bătrân invalid. Eu abia aștept. Și pentru asta nu mă plătește nimeni și nu vreau să fiu neîndreptățită, să fiu, nu cu acuzată, dar vorbele este așa la... Chiar am văzut, noi de mult, un blogger, ca spun așa, renumit de la noi, blogheriță, care cineva a rugat-o să posteze un caz la caritate, fiindcă oamenii, vă dați seama, ei înțeleg că nu pot doar eu fiecare zi să postez cazul lor, lumea deja e sătulă și ei apelează la diferit și cineva a spus un story, rugați-o pe să ai în sus că ea are bani pentru asta, eu n-am bani. Mi s-a părut atât de urât și aici vreau un pic să lumea să înțeleagă, fiindcă da. Și toți care mă cunosc știu cât eu donez, cât eu ajut, cât eu... Și chiar îmi pare incorrect. Aici o să îndrăznesc să spun că nu, să nu mă acuze că fac bani, fac caritate pentru bani. Nu. Cu siguranță ai avut mesaje că iată mergi în vacanță, de pe banii a, asta donați, da, că asta iată da. Își cumpără aia și, asta și aia. Da. Deci ca să punctăm aici foarte clar, ai salariu, care da. Este un salariu peste media de piață. Salariul caritate unde este cel mai mic pentru lucrul meu din oficiu. Eu am, salariile mele sunt mult mai mari la alte... domenii online pentru care lucrez eu. Da. Tot da. Deținute da. De Alexandru. Da, pagini. Și, deci, și acești bani pe Instagram sunt mai mari decât salariul la caritate unde, ca să fim eu simt sincer. Deci Instagram, alte proiecte da. Care sunt ale lui Alexandru și caritate MD. Da. Deci din acești bani tu îți permiți să mergi în vacanță și recunosc că mai este alte... și iubitul meu și care mă ajută, da. Așa. Da. Am punctat aici. Punct, da. Ați avut cazuri când cineva a vrut să vă tragă pe sfoară? Să... Foarte mult. Chiar fiind platforma caritate? Da, foarte mult cazuri. Cum funcționează asta? Ce... Păi cazul cel mai, care mi-l aduc eu aminte, cel mai șocant care a fost eu, cineva ne-a mințit că a murit copilul și are nevoie de bani pentru mormântare. Că noi am cerut certificatul de deces, nu a putut să ne-l prezinte și deja am început să sun vecini, primării un alta și am aflat că copilul este viu. Și asta m-a șocat foarte mult. Tu să inventezi că ți-a murit copilul ca să... Cuiva îi pare probabil că o fundație de caritate este așa, ca la piață, repede am dat bani. Nu. Sau am avut foarte mulți tineri din ăștia care ne mint că sunt de la casa de copii și sunt în stradă, n-au trăit pentru chirie acum, iată, azi, la lungă din... Cred că în fiecare zi avem așa mesaje și eu nu mi-i leni. Merg colegul meu, hai să vedem acel cămin, hai să vedem unde la lungă și când dăm seama, el nici nu există, nici nu a existat acolo. Foarte mult se încearcă. Lumea are impresia că noi avem undeva așa un safiu mare cu sute de mii de euro, hai vin la fundație și noi împărțim. Ei uită că cazul ăsta, lumea donează, trebuie să fie... Nu, eu deja sunt un pic mai rea, ca spun așa, când lumea nouă ne cere, dați-ne cont personal la părinților și noi zicem nu, o faceți voi pentru răspunderea voastră. Sunați voi părinții, cereți voi contul lor personal, donați voi, pentru că noi nu răspundem de acei bani. Pentru că atât de multe cazuri văd, părinții uneori sunt gata la atât de lucruri murdare pentru bani, nici nu mai contează copiilor. Și de asta eu nu mai cred, de asta eu îi rog, donați în fundații, fiindcă noi vă demonstrăm unde merg banii. Voi dacă donați la părinți, după, sunt cazuri, donatorii mi sună, Svetlana, știi, am donat 5.000 de euro pentru mămica aceea. Eu nu văd ce să fac. Zic, da, unde ai donat? I-am dat ei mână, m-am întâlnit. Atunci nu m-a întrebat pe mine ce cu banii. I-ai donat ei, ai avut încredere în ea, întreabă pe ea. Eu nu răspund de cei bani. Și de aici se încep foarte multe vorbe și bârfi, fiindcă lumea, eu când insist, nu insist, dar rog să donezi în fundație, doar le pare, hai stai, că are ceva de la asta, dar eu vreau să le demonstrez unde au ajuns banii, fiindcă alți bani eu nu mai știu cum să demonstrez. Atâta timp cât noi nu avem control, nu există contabilitate, nu sunt în bancă, dar sunt în buzunar la cei părinți sau rude, eu nu pot demonstrez. Și aici rămâne la încrederea donator și om, la direct. Gata, dacă nu ai încredere în fundația noastră, donează la părinți. Dar să nu ceri socoteala de la mine după asta. Totul e foarte simplu. Adevărul despre caritate. Da,
Sunt mai multe adevăruri, dar eu nu vreau să spun asta tot la tine aici, că eu mă tem că lumea nu o să mai dunieze. Dar cartea are un spate sau așa, o parte de monedă foarte, foarte murdară. Și acei părinți, uneori, care plâng disperați că salvați în copilul, uneori fac așa, de exemplu, o mamă de bani de operație a copilului și a făcut liposucție și a făcut sâni frumoși și a făcut buze. Pe bune? Da, dar deja cazul era finalizat la noi. Așa. Era finalizat. Cazul cu ces. Eu am văzut aceleași poze care ea s-a folosit, care am ajutat acel copil, copilul ei câțiva ani în urmă, aceleași poze, copilul deja fiind sănătos. Ea a făcut un alt cont de Facebook, care este necontrolat de absolut de nimeni. Aceste conturi de Facebook, GoFundMe, ele chiar nu sunt controlate absolut de nimeni. Ea și-a făcut un alt caz, iarăși cu acea istorie a copilului său, a strâns bani ca eu să aflu. Eu deja știu și cei de la clinică au recunoscut, adică atât de îngustă la minte a fost ca să meargă exact la clinicile care a tratat copilul și a făcut operații plastice. Și nici nu am vrut să spun public despre acest caz, pentru că îmi dau seama că o să-mi sară, în primul rând, nici nu prea am, nu că nu am dovezi, dar chiar este dat de caracter personal, clinica nu ar putea să-mi transmită, uite, pozele, uite, dovada de operații. Am aflat așa, prin cunoscuți, o soră medicală sau cine mi-a spus mie acolo, și îmi dau seama că mulți o să-i țină poate și apararea mamei, fiindcă am mai văzut așa, când eu am încercat să demonstrez că părinții nimeni de bani, mulți le iau apararea lor, au ei cumva, dacă o mamă începe a plânge cumva, nu știu, repejor o crez și nu mai crezi Svetlana. Și de asta un pic... Dar în mare parte, oamenii sunt recunoscători sau de obicei dacă se ajunge la discuții despre bani și așa rămân nemulțumiri? Nemulțumiri. Știi care cei mai recunoscători oameni sunt? Cei pentru care am strâns cei mai puțin bani. Uite, dacă am ajutat un om cu 5.000 de lei să-și cumpere, nu știu, sau insulină, sau un scaun crotile, sau o bătrânică, sunt careva bătrânele, care eu nu știu de unde au numărul meu de telefon, ele mă sună la ziua mea, de Paște, de anul nou, și ele îmi spun, ați fost la mine cu cutie de mâncare, bă, da prost, îi mulțumesc în ziua de azi. Uite, ele mă sună și mă țin minte și îmi spun cum mă scriu la sănătate. Dar unde a fost vorba de sume mari de bani, nu prea, clar, nu toți, dar pot să număr pe deci de la o mână. Cei care sunt recunoscători, care îmi mai trimit poze, fiindcă eu zic, eu nu cer mult de la voi, dar hai nu ne uitați, trec un an, doi, trei, trimiți poze cu un copil merge la școală, fiindcă donatorii cer asta de noi, ei vor să vadă cine au salvat. Dar mulți părinți s-au terminat cazul, au uitat de noi, punct, nici nu mai răspund la telefon. Și donatorii cer de noi, uite, am donat cândva pentru cineva, spune-mi, te rog, ce mai face acest copil? Și mie rușine spun că eu nu știu. Eu nu știu, fiindcă el a dispărut. Uite, sunt așa oameni și mi-e foarte, îmi pare rău și eu zic, Doamne, cum să le fac un contract, să-i oblig, ca timp de 5 ani măcar să-mi arăt ce face copilul, dar vă dați seama că nu poți să-i obligi, fiindcă asta înseamnă că vrei ceva în schimb acest ajutor, dar eu mereu respect că nu am nevoie de nimic în schimb. Dar ne-ai recunoștință foarte mult, am văzut, foarte mult. Oamenii sunt, noi avem, ne-am pus cameră video mai recent în oficiu, fiindcă am observat că lumea este foarte, foarte nesinceră și ca să avem noi dovezile cum vine acel om în oficiul nostru, ce promisiuni face, cum noi explicăm regulile noastre, ca după ce banii sunt colectați să vină exact acel om, dar deja cu niște aeri și cu avocat cu el și aceștia sunt banii mei. De ce să încep mai mult probleme? Fiindcă sunt cazuri că noi colectăm bani și, de exemplu, copilul a beneficiat de operație gratis. Între timp, în acea lună de zile, părinții au făcut asigurare în Spania sau în Italia și copilul a primit operația gratis, care trebuia să fie 50.000 de euro. Uite aici, părinții oricum vor acei 50.000 de euro. Și eu întreb, dar pentru ce? Păi o să mai avem cheltuieli, cazare, mâncare. Și aici se începe buba cea mare și scandalul mare și bârfile și comentarii. Și mamele scriu pe internet, Doamne, caritate îmi dă colectat bani, dar nu am văzut niciun bănuț, 50.000 de euro, i-a rămas Svetlana în buzunar. Și când citești lumea, îți dai seama că omul neinformat, care el nu știe ce înseamnă fundație caritate, el crede în toate astea. Și se distribuie, se comentează, vai, s-a însuțit Svetlana, a furat 50.000 de euro. Și dar banii ăștia sunt redirecționați pentru un alt caz. Da, sigur, sigur, fiindcă noi nu suntem, eu nu înțeleg, lumea uită că noi nu suntem o platformă online, aer, banii sunt în bănci și încearcă să scoți un leu din bancă neargumentat, încearcă să-i scoți, nu poți, eu am, și asta încerc să le explic eu, noi nu avem o ladă cu bani la fundația noastră, ei sunt în bancă și
Dumneavoastră, dacă aveți nevoie de acești bani, noi trebuie să mergem cu actele voastre ca să demonstrăm băncii, să o convingem cazul este real ca ei să fac transfer la clinică, dar nu pe cont personal. Și atunci când deja operația este făcută din banii statului italian, rus sau nu știu cum acolo, banii ăștia nu ți mai aparțin. Donatorul nu este cinstit și față donatori. Sunt și donatori deseori care și ei, părinții încep, în acel caz, ce fac ei? Scriu la donatori, plâng, uitați-vă, caritatea îmi dă unde banii, dar ei nu spun adevărul că operația deja este plătită și încep să ne scrii donatorii, cum puteți, noi am donat, cum puteți așa să faceți, șarlatanilor, ca eu încerc să le explic, sta. Și când le arăt eu adevărul, adevărata față acestor părinți, rămân și ei șocați, Doamne. Și ați pus camere ca să puteți confirma. Am pus camere ca să putem confirma și să arătăm, zic, într-o zi eu să fac un filmuleț, cum intră omul la noi în birou când cere ajutor. Doamne, dacă este un leu plus, Doamne, nici nu trebuie să dau la alt copil. Și cum vine el când sunt acei 50.000 și cum el ne amenință, dăm banii sau ce omor, poate să-mi spună, îți dai seama? Ca să arăt cum s-a transformat omul când am văzut ceva bani, banii lui. De fapt, nu-s banii lui. Svetlana, eu am o rubrică, se numește Aurelius și aici am un Aurelius Brut Rosé, ediție limitată, dar vreau să te provoc să-mi zici cel mai emoționant și neobișnuit act de caritate pe care l-ai avut în toată activitatea ta în domeniul ăsta. O, Doamne, acum dacă sincer repede așa să-mi vină ceva în cap, cel mai emoționant a fost când m-a sunat odată o bătrână, ca să spun așa, și a vrut, nu știu, zice, am văzut la televizor, am găsit numărul telefon, dar nu pot să donez, nu am card, nu pot să ies din casă, că sunt invalid, la pat. Vine, te rog, eu vreau să donez 50 lei. Am refuzat, îți dai seama, am refuzat din start, după care mi-am dat seama, ea a sunat și a doua zi, a insistat și mi-am dat seama că pentru ea este foarte important. Și am mers la ea, în Chișinău, și am luat acei 50 lei și a fost foarte fericit că a putut să ajute și eu după asta i-am arătat, am arătat poze, cum i-am donat și cum asta a fost, cred, cel mai emoțional, cum din pensie, din validitate, i-a donat 50 lei. Ce frumos! Și asta a fost, dar acum așa repede mi-a venit în minte, dar dacă spun un caz care e cel mai wow, care eu sunt fericită poate de cazul acela, este donația unor elvețieni de 80.000 de euro pentru visul meu din copilărie, în data de ziua mea. Ei erau niște oameni foarte bogați și m-au întrebat ce-ți dorești tu de ziua ta. Îți dai seama, puteam să spun că vreau eu, nu știu, un apartament, o mașină, dar mi-am spus că am un vis din copilărie într-un loc de paragină unde când eram eu mică visam ca să fie ceva scrâncive, vreau să-l transform într-o poveste. Și în data de ziua mea au donat 80.000 de euro și am transformat rocul acela total de câțiva mii de metri într-un, nu știu, într-un Disneyland pentru copii. Asta a fost cea mai frumoasă donație care eu mă mândresc. În Ialoveni. În Ialoveni, drept lângă casa mea, mahala mea. Pe bune? Pe un loc de paragină. Și acum acolo oamenii pot să meargă, da, să răsereze. Da, da. Era un loc groaznic, așa, ca spun eu, cu mulți tufiși, când bagabonți, un loc în care copiii se temeau să meargă. Și noi, când eram mici, copilăream pe acolo. Și eu mereu visam cu vecinii, copiii, zic, uite, eu cunosc cresc mare, o să am bani, și să facă ce un scrângem. Pentru că toate erau un centru, dar noi eram mai într-o parte. Noi trăim într-un sector, Moldova se numește, mai într-o parte de Ialoveni. Și mereu a fost un vis. Ok, n-am ajuns eu atât de bogat ca să-mi permit eu să transform, dar uite, ocazia cu acești elvețieni, ei m-au rugat și nu mi-a venit să cred. Dar a doua zi ne sună de la bancă, zice, avem o donație mare de 80.000 de euro și încă acolo au scris Happy Birthday Svetlana la donație. Adică, ce frumos! Cu ocazia asta îți ofer acest Aurelius. Oi, mulțumesc, eu sper să-ți mult placă. Mersi foarte mult, îmi place pentru că eu am gustat Aurelius, asta de asta nu am gustat, dar să văd. Mersi foarte mult! Tu ai mai vorbit despre asta? Dar ăsta probabil este cel mai răsunător caz și cumva cel mai răsunător scandal implicat, unde este implicat caritate.md. Și e vorba de investigația RISE. Și eu o să citez cum au scris ei sau cum au menționat ei în acea investigație, inclusiv video. Identifică minori grav bolnavi, le fac publică povestea și adună sume impunătoare de bani din donațiile oamenilor. Ulterior, beneficiarii sunt direcționați la un spital din Turcia, unde medicii simulează efectuarea intervențiilor chirurgicale. RISE Moldova a obținut mai multe probe care descifrează afacerea cu bolnavi, iar procurorii, la rândul lor, au pornit un dosar penal pentru escrocherie, pusă la cale de un grup criminal organizat. Tocmai am emoții când aud iarăși acest cuvinte, sincer, asta
a fost o parte incredibilă din viața mea, care sper într-o zi să trec peste. Acolo erau două victime în acea investigație, da, Veronica, da, și Ana, care spuneau, da, că banii erau adunați și trimiși la un spital din Turcia, unde erau simulate operațiile, da, unde au fost simulate, da, simulate operațiile. Apropo, una din victime, Ana, deja a ieșit cu scuze publice și cu destăinuiri, ca spun așa, că nimic nu a fost adevărat din ceea ce a spus și a explicat și motivele, cum a fost influențată. Încă suntem în proces de judecată. Primele judecăți, mama, primele judecăți le-a câștigat, a mea prima este câștigată și acum urmează cea mai importantă sentință, deja unde eu împotriva la RISE. Ce, noi, care este solicitarea ta? Solicitarea scuze publice, dezmințiri, este și solicitare materială. E vorba de sumă enormă? Da, am cerut sume enorme, așa cât am considerat eu, că eu și-am spus, vreau să donez o mare parte din acei bani, fiindcă tare mulți copii au rămas neajutați, tare multe cazuri au rămas neajutate și uite, din acei bani o să ajut ceea ce n-am putut să ajut atunci în 4 luni de zile. E vorba de cât? Câteva zeci de mii de euro? Sute de mii? Am cerut sute de mii de euro. Îmi dau seama că trăim în Moldova și nu o să primesc așa sume, dar chiar dauna a fost foarte mare. Și nu atât pentru mine, eu deja, dacă o să deschid paranteza ce am simțit eu, o să vorbim până dimineață, dar cât de mult au avut de suferit oamenii pe care nu am putut să-i ajut. Oamenii căror cazuri deja erau deschise, care erau programați la operație și eu pur și simplu, lumea, dai seama, peste noapte nu a mai donat niciun leu, nimeni și nu avea să mai doneze și noi am închis platforma eventual pentru că nu am avut ce face. Și uite, acești oameni au suferit, ei când au făcut asta au vrut să bată în mine, dar nu s-a gândit la toți oamenii care o să aibă de suferit. Chiar nu s-a gândit absolut. Care este adevărul? De unde au apărut aceste victime? De unde nemulțumirile? Eu cred că este mult mai mult așa, de desubturile acestei investigații. Comanda este mult mai mare decât aceste victime. Ele au fost doar folosite la timp potrivit, la loc potrivit. Au fost oameni pe care i-am ajutat. Pe ambele le-am ajutat, am colectat bani, dar, paradoxul, pe ambele le-am ajutat când caritatea MD nici nu exista. Când nu exista nici echipa mea, le-am ajutat când eram eu singură. Așa că, din start, prima acuzație deja este falsă. Caritatea MD, ea nici nu exista, adică au băgat și echipa mea în problemele, eu nici nu-i cunoșteam pe atunci. Dai seama, banii nu au fost colectați platforma noastră. Asta este primul adevăr. A doilea adevăr că noi identificăm, eu identific copiii grav bolnavi. Aceasta este așa o minciună și așa o aberație. Cum eu scaut să ghicesc, bună ziua, aveți un copil bolnav? Cam cum își imaginează cei care au făcut acest reportaj sau cei care îl ascultă? Că cum și-a imaginat acesta aliniat? Identifică sau mă duc la spital și întreb cine este bolnav, cine nu? Nu, au fost două mame care mi-au scris și au cerut ajutorul, le-am ajutat, dar probabil au rămas nemulțumite, nu probabil, cu una am avut chiar și conflict, pentru că a fost vorba de o diferență de bani, am avut careva certuri, ea și mi-a promis că o să-mi fac probleme de prima victimă, Veronica, dar de Ana, de a doua, am fost foarte șocată, ea deja după a spus că a fost convins, într-adevăr, ei s-au promis foarte mulți bani, dacă o să câștige judecata cu spitalii, că o să fac milioane de euro, au convins-o și ea a fost și ea, acum ea pledează ca victimă pe care au influențat-o foarte mult cu fetiții ei. Noi deci tu până la urmă crezi că investigația RISE a fost o comandă? Da, o comandă mult mai mare, nu este vorba doar de ce este mare. Cine ar fi putut comanda o asemenea investigație? Da, mulți, absolut toți. Fundații concurente, spitale concurente, politicieni, poate cărora le-am răspuns negativ și nu le-a plăcut că am refuzat aderarea la careva partide. Eu am în cap foarte multe, în sens că, dar chiar nu pot să dau nume. Dar știu că foarte mult, mie chiar și mi s-a spus în față că tu încurci. Foarte mult încurci și în genie caritatea de încurcă, fiindcă foarte mult voi v-ați ridicat, într-un timp foarte scurt, toți vă laudă, voi nici nu aveți treabă nici cu politica. Am fost acuzată pe alocuri și de careva medici, dacă sincer, sau că furăm pacienții din spitale, în sens că lumea, ajutăm lumea ca să plece psihotare care au nevoie și ei rămân fără pacienți, ceea ce mi se pare absurd așa acuzații, dar am avut și așa cazuri. Așa că eu am așa o impresie că aici s-au adunat o masă comună, o masă mare cu un scop comun. Caritatea media nu mai trebuie să existe. Satana s-a însus, nu mai trebuie să existe. Fiindcă nu a existat niciun dosar penal, numele meu nu figurează nici într-un dosar penal, nici numele mamei mele. S-a pornit o urmărire probabil penal pe un grup din povestirile acestor mame. Dar eu niciodată nu am fost vizat în vreun dosar. Ca să punctăm, existau recomandări din partea caritate.md ca victimele sau aceste persoane sau tu personal le-ai recomandat să meargă la acel spital din Turcia?
Nu, nu exista caritate.media atunci, în primul rând. Existam eu și fusese un caz. Am avut un caz a unui băiețel în comă pe care l-am făcut foarte, foarte public. A fost foarte disăbuit și el a fost transferat la o clinică din Turcia. Uite, aceste mame m-au rugat pe mine să le fac legătura cu acea clinică. Au cerut un număr de telefon. Punct. Asta a fost ajutorul meu, să le dau un număr de telefon ca să plece la acea clinică. Nefundate au fost aceste acuzații. Mine nu m-a supărat atât de tare acuzația cu banii, fiindcă aici niciodată nu demonstrez, niciodată nu o să demonstrez nimănui că tu nu faci bani de fundație de caritate, asta deja bârfa asta este și o să fie și eu chiar mă deranjează. Dar faptul că noi, sau că medicii simulează operații, pe când un medic din Moldova, domnul Hâncu, pe care eu le-am sugerat celor de la RISE, reporterilor, mergeți și luați interviu, nu scriți nebunii, este un medic care a stat la cele operații, el este moldovan, ei nu au mers la acel medic. Cum a fost întâlnirea cu reporterii RISE? A fost o întâlnire foarte tensionată, undeva vreo 3 ore și ceva am vorbit foarte mult. Am încercat să-i conving că sunt niște aberații, am încercat să le arăt dovezi, documente, am vorbit cu clinica turcească și ei au invitat acolo, în Turcia, la ei, ca să vadă pacienții care sunt internați. Zic, Doamne, a stat la operații. Eu eram șocată, eu înțelegeam de ce mă acuză și eram sigur că o să apară ceva strașnic și încercam să conving. În 3 ore de vreme sau 4, mult au stat sincer, am vorbit de toate dovezile, din care să văd un reportaj așa, o 2-3 propoziții de mele, o muzică din aia strașnic și a făcut și atunci mi-am dat seama, zic, nu, pe ei nu i-au interesat dovezile. Aici este un dosar, un reportaj la comandă să mă distrugă. Și dacă ar fi fost ei atât de corecți cum sunt alții, de ce când vedem știri la televizor cu pedofili, ucigași, la toți li se blurează fața? Sau, nu știu, au violat un copil și blurează fața. De ce pe noi? Asta este prima dovadă că este un dosar la comandă, când ne-au pus fața mea, fața mamei, fața colegilor. Nu exista niciun dosar. Eu nu eram implicat absolut în niciun dosar. Numele meu nu există niciun dosar penal, dar fața mea a fost la televizor ca cel mare grup criminal organizat. Păi din acest motiv i-am dat și în judecată. Nu mai există prezumția nevinovăției sau cum. Și asta ne-a spus. Svetlana, ziua când tu ai aflat sau momentul când ai văzut că a apărut această investigație, ce ai trăit strașnic. Atunci? Strașnic a fost. Strașnic. Nu, eu... Nu am avut nici, în viața asta nu m-am simțit mai strașnic și mai groaznic decât atunci. Eu am slăbit, nu știu, undeva 12 kg, s-o țin minte, undeva, spăreau toți de mine, nici nu am postat așa poze pe internet, nici nu vreau nimeni să le vadă, că le-am șters. Eram uscată, eram o legumă, eu mă temeam să ies din casă, pentru că lumea m-a amenințat, dacă te văd pe stradă, te bat, te împroși cu pietre. Am avut atât de multe mesaje de oameni, mii de mesaje, toți mă sunau, dai seama, televiziunile, toți, atunci la toți le eram interesant. Dar tu ai ieșit atunci în spațiu public și ai vorbit, ai fost și la TV, da, ai început să te aperi. Da, după câteva zile de șoc în care am citit toate amenințările și toate blestemele oamenilor în care îmi doreau moartea mie și copiilor mei, copilului meu, deja mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, hai să mă calmez, să încerc, dar eu, mi-mi părea că nu am nicio șansă să demonstrez. Pentru că atâta ură eu nu am văzut niciodată. Eu încercam să rog oamenii, nu știu, nu eram atunci atât de, poate nu eram să fac live-uri, un pic mai așa, mai puțin eu cu tehnologiile, dar încercam așa în privat, nu știu, să le explic, lăsați-ne să vă arătăm și noi dovezile noastre. Nu credeți în aceste aberații, nu. Cum, Doamne, se convinc că nu este adevărat? Și atunci m-am luat în mâini și încet, încet am început, scoatem și noi foi, dovezi și deja după conferință, după ce am scos dovezile medicului care a spus că a fost în acele operații, după ce au început să vorbească alți pacienți fiind acolo, deja atunci un pic oamenii care mă îngropau, ca să spun așa, eu acum vorbesc doar de prieteni și cunoscuții mei, deja abia atunci după ce au văzut dovezi că noi suntem corecți, au început și ei să mă apere, dar a fost o... Nu știu, zile groaznice, eu nu am trăit, eu nu credeam vreodată, eu pur și simplu vroiam să dispar, să închid ochii și nu mă mai trezesc. Eu nu venea să cred după atâția ani, după ce am... Eu am dat așa timpul înapoi, așa repede, ca într-un film, și mi-am aminte prin ce am trecut eu, ce am făcut, câți sacrificii, Doamne, cum, câți copii, cu mame, plâns, cuprinsă de mână, cât bătrâni ajutați, spitale, orfelinate. Cum, că acum toată țara, și nu numai Moldova, toți din diaspora, absolut toți oamenii care, clar că erau 10% care mă apărau, care donatori mai fideli, mai de mult, care și-au primit rapoartele, care poate rude la copiii ăștia care ajutați, nu toți, dar 99% cred că toți
m-au așa, m-au îngropat. Lumea nu-și dă de seama, probabil, ce scrie, nu-și dă de seama că scriindu-mi mic, tu îmi dorești moartea mie sau copilul meu, mă distrugi, dar erau cuvinte care eu nu pot să le uit, sincer, nu știu cum să explic prin ce am trecut. Eu credeam că nu mai ies din depresia asta niciodată. Mi-au trebuit ani de zile, ani buni de zile, ca eu, dar nu pot spun, eu recunosc și acum sunt momente care dacă dau înapoi toate astea. Dar când tu spui că eu voiam să adorm și să nu mă mai trezesc, asta era la nivel de genul atât de mult te-au stresat tot sau chiar pe bune aveai gânduri în care, băi, da? Merit să mai trăiești? Da, și nu mi-e rușine, pe bune aveam gânduri să mă sinucid și nu mi-e rușine să recunosc, pentru că eu eram distrus, eram un om distrus. Eu am fost cazuri când pe stradă lumea m-au început să țipe la mine pe stradă. A, tu ești aia care duci copii și spui că operești, nu operezi. A, și puteam să fiu și scuipat pe stradă. Lumea m-a înjosit și m-a umilit și m-a jignit atât de mult. Eu n-am văzut niciodată la o știre rea despre un ucigaș, despre un politician care toți spun așa că urăsc politicienii ăștia. Nu am văzut atât de multe comentarii rele. Mi-era obișnuitor că oamenii nu gândesc ei singuri. Zic, puneți mintea în mișcare, gândiți-vă, mai citiți odată știrea, mai vedeți, arătați-mă o dovadă, chiar nu vă dați seama. Uitați-vă cazurile astea de succes care le-am ajutat, copii. Nu venea să cred că lumea crede în acea operație. Dar de ce oamenii abia așteaptă să murdărească pe cineva cu glod și așteaptă să se împiedice? Iată, în cazul tău așa a fost, când toți. Cum au reacționat prietenii? Cum au reacționat persoanele pe care le-ai ajutat sau persoanele care te știau personal? Aici a fost cea mai mare dezamăgire. Persoane care am copilărit, prieteni, oameni care mă cunoșteau de mult, ăștia nu au reacționat și asta a fost cea mai mare dezamăgire pentru mine. Poate ei au reacționat, dar deja după conferință. După conferința mea și a colegilor mei, când totul așa a fost un pic mai clar, când am venit cu doviez, au venit oameni care m-au ajutat, deja undeva, aia, dar eu nici n-am crezut în asta. Zic, nu, atunci, în prima zi la scandal, dacă comentai asta, eu credeam, dar mi-am dat seama că nu am eu prieteni, nu am nimic. Atunci am înțeles că am doar mamă, tată, soră și gata. Au fost foarte puțini oameni pe care i-am ajutat, care ne-au ținut apărarea. Foarte puțini. Mulți i-am întrebat, de ce nu ați lăsat măcar un comentariu? Dumneavoastră ați fost la acel spital. Dumneavoastră v-am ajutat. Copilul, sunteți dovada că este totul. Știi, m-am temut că am văzut, mi-a fost frică lumea să nu-mi sară în cap. Dar știți că era o poziție nepopulară. Da. Le săreau și lor în cap. Da, dar știți că suntem cu voi. Dar noi nu. Zic, nu. Dacă sunteți cu noi, trebuie să nu vă fie frică și public să o spuneți. Dacă știți că v-am ajutat, nu, cum puteți? Eu nu cer mult de la voi. De fapt, nici nu le-am cerut. Zic, nu am vrut mult de la voi, dar aș fi fost fericit cu un comentariu scris. Nu este adevărat, uitați copilul meu este. Au fost, dar foarte puțini. Din 1000 de cazuri ajutate, poate 10 au comentat. Tu zici că voi atunci ați închis platforma. Da, am închis tot. Eu nu voiam să aud de caritate. Câteva luni? 4 luni. Deci ce, când ați înțeles că trebuie să o redeschideți? Când un pic așa mi-a revenit eu și, nu știu, cred că m-am pus întrebarea într-o zi, ce vreau eu de la viață sau ce o să fac eu de acum încolo sau... Și mi-a fost obișnuitor, foarte mult m-au convins donatorii. 10, 20, 30 cât erau ei puțini, care mă susțineau, nu foarte mult, și cel mai mult mă susțineau cei din afară, din diasporă și foarte sunt recunoscutoare pentru că ei gândesc altfel. Din păcate ăștia de acasă cred în tot ce le s-a arătat la televizor, nu știu, dar moldovenii din diasporă mi-au arătat mult mai mult susținere. Cred că am mai văzut știri false sau lumea este mai informată, mai nu știu, dovezile noastre le-au părut, au văzut că sunt convingătoare și ei m-au convins, nu lăsa, de ce lași asta? Și eu într-o zi m-am sculat, m-am spălat pe față, nu știu, mi-am aranjat părul, fiindcă eram un zombie, sincer, eu nu cred că cineva o să mă recunoască dacă o să mă vadă în ce stare am ajuns. Zic, Doamne, am muncit atât de mult, mi-aduceam aminte primele cazuri, când eu singur, mi-aduceam aminte ceturile cu soțul, cum vedeam eu hainele mele când doar să mai donez ceva, vindeam tot, că sunt cazuri în care eu, dacă uneori nu am bani, dar atât de mult vreau să donez, eu sunt gata să-mi vând aurul, sincer, tare, tare mult am dat de la mine, tare mult am sacrificat, ca într-o zi, din cauza, zic, nu, eu o să mă scol și o să lupt, gata, avocat, judecată, luptăm. Eu vreau să demonstrez, eu nu pot să trăiesc o viață cu pata asta. Oricum, cine are de crezut în mine, o să creadă, dar cine nu, chiar dacă o să câștig judecata, o să spună, cine nu a crezut în mine, o să spună că am cumpărat-o. Pentru că eu mi-am convins că lumea nu o convinge, dacă omul ăsta nu te iubește, atunci au avut ocazia toți oamenii, toate femeile care mă urăsc, mă invidiază, aici au avut ocazia să vă sverzi toți nervii peste mine, toți, absolut. Dar asta a fost ocazia bună tuturor să arăt cât de mult, nu știu, am înțeles că noi moldovenii suntem foarte răi, anume la vorbă, la cuvinte. Nu poți scrie, cum poți scrie tu
vreau să mori sau copilul tău să aibă cancer sau să nu să te zbați ca peștele, foarte mult, să moară familia. Eu mie nu-mi zi de mână, eu în viața mea nu aș putea să scrie așa ceva. Cum scrie așa ceva public? Și atunci am înțeles, zic, Doamne, ce am făcut eu? Și încet, încet, peste 4 luni zile am redeschis, am văzut că sunt foarte multe cazuri la care eu răspundeam, nu pot să vă ajut. Zic, nu se termină viața aici. Eu îți demonstrez, dar încet, încet o să reîncep. Și m-am gândit, dacă măcar un om o să donez acum, azi, când eu deschid platforma, eu continu. Un om. Am anunțat că am deschis, am postat primul caz de la deschidere și spre uimirea mea am văzut foarte multe donații și lumea mi-a scris, știi, noi am mai uitat, noi am mai intrat, am mai văzut, lumea s-a informat, au fost și ei detectivi la rândul lor, am mai întrebat și la spital și am văzut într-adevăr știri și am înțeles că pur și simplu vor să te... Pur și simplu au fost distrugă. Eu îi cunosc pe băieții de la RISE. Cumva am avut ocazia să interacționăm de-a lungul timpului și mie mi-este foarte greu să cred că ei ar fi putut lua bani de la cineva pentru ca să facă o asemenea investigație la comandă. Și mă gândesc că pe bune au avut încredere în acele două femei care au povestit istoriile lor. Nu. Cum poți fi atât de naiv să faci așa o investigație din povestirile a două femei? Cum poți fi așa jurnalist? Nu. Cum când eu am rugat, mergeți la cel medic, pe doamna Luba o rugam, mergeți în clinica din Turcia, i-am dat toate dovezile că ea nu a mers, asta dovedește că ea nici nu i-a trebuit dovezi. Eu am rugat-o, absolut postați tot ce am vorbit eu, tot. Nu a postat-o, postat o minută, a fost făcut film așa de profesional și eu aici am înțeles. Eu nu-i cunoșteam. Eu nu cunoșteam de la RISE, pentru că când eu am spus colegilor mei, vine cineva de la RISE, păi tu știi cine e asta? Cine? Asta nu e bine dacă vin de la RISE. Eu, sincer, chiar nu știam ce urmează. Eu nu cunosc spre RISE Moldova, pentru mine nu erau. Acum i-am cunoscut. Și eu sunt încrezit 100% fiindcă este la comandă, fiindcă ea nici nu a avut un interes să afle adevărul. Eu zic, i-am spus una, nu te grăbi să postezi. Eu nu am un dosar. Hai să vedem dacă cineva o să mă cheie la procuratură, dacă noi o să avem un dosar penal, dacă... Uite, atunci poți face un milion de știri. Dar așteaptă, cum poți să mă acuzi? Ea din start a venit la mine în gabinet și m-a acuzat. Ea nu a vorbit cu mine ca un jurnalist, a vorbit cu mine foarte grosolan, ca un dita mai procuror, știi? Foarte așa. Eu i-am spus și ei în față, eu văd că tu deja mă urăști pe mine. Tu nu ești profesională. Tu mă urăști pe mine. Nu știu, cineva ți-a însuflat atât de mult ura asta față de mine, tu deja ai venit convins că eu sunt vinovată. Hai să mă cunoști mai întâi, hai să-ți spun eu, hai să-ți povestesc eu. Nu, eu am văzut cu orice n-aș spune, ea nu credea, ea tot insista. De ce ai făcut asta? De ce? Adică, ea nici nu m-a întrebat dacă este adevărat. Și aici am văzut că este de mult timp, femeia asta este înrăită, nu știu, dar... După aia tu ai zis un lucru destul de curios, că cineva ți-a propus să dai 15.000 de euro pentru că această investigație să nu apară? Da. Deci tu mai susții ideea asta? Da, tu crezi că era real? Eu am spus asta și am spus asta și public. Nu a fost cineva direct la RISE. M-a sunat cineva care a avut și mi-a demonstrat prin mesaje, prin soțul acelei doamne, a fost amenințat cu investigații de la RISE, așa ceva de genul. Și el a plătit ca să nu apară. Și mi-a spus, uite, fac legătura acum, vrei să te ajutăm? Sunăm cineva de la RISE și îți spun suma. Din start am spus că nu mă interesează, nu plătesc, nu sunt vinovată, dar după asta, din curiozitate, am zis, hai să vedem, chiar există? Și mi-au spus suma de 15.000 de euro, pe care sigur că i-am spus, spune că nu sunt vinovat cu nimic, poate mâine, încă nu apăruse. Zic, poate mâine se apară absolut orice, fiindcă noi nu suntem vinoveți. Eu doar eram curioasă, dar aici nu pot să dau, ei și m-au dat în judecată pentru afirmarea asta și eu și la judecată nu au absolut nicio, fiindcă mereu am spus, nu a fost cineva de la RISE, a fost cineva care a... Avut... Deci admiți că poate fi neadevărat. Da, admit că poate fi neadevărat. Eu asta am spus mereu. Eu nu, dacă era cineva de la RISE, nu mă temeam și spuneam și nume și asta, dar aici nu pot să fiu sigură. Și în genere, poate să nu fie adevărat, poate nici nu au luat bani, dar interesul cuiva aici a fost foarte mare. Și nu este vorba de aceste două mame. Eu deja m-am convins în timp. Pur și simplu eu știu că la foarte multă lume eu încurc. La foarte multă lume. Și ține de oameni mari. Oameni mari, clinici, concurenti, într-adevăr, am avut foarte multe oferte, atât eu cât și fondatori, de la careva clinici mari, concurenti, de oferte foarte mari, uite, haide cumva să convingem clientul, pacientul ca să vin la clinica noastră și ai, și am refuzat, sigur că am refuzat. Și noi așa vorbind, noi colegii, am adunat acum, ne-am așa, uite, poate fi din partea aia, așa, politicianul ăla mi-a propus, a refuzat, uite, acolo medicul ăla l-am spărat, uite, și ne-am făcut noi așa o închipire, că aici s-au adunat așa o comandă mai mare cu un scop comun, să distrugem caritatea MD, pentru că ei încurcă, sunt prea vizibili. Ce ai învățat din experiența asta? În primul rând am învățat că tot ce se arată la televizor nu înseamnă că tot este adevărat, de exemplu meu. Cel mai important lucru l-am învățat, nu am așteptări de la nimeni în viața asta, absolut de la nimeni. Eu mereu credeam că dacă eu ajut, dacă vreodată o să am nevoie de ajutor, tot o să mă ajute.
greșit, total greșit. Singur am rămas în fața, îți spun, 5 oameni pe deget pot să număr care au fost la conferință, m-au susținut, oameni care m-au ajutat, dar rest, unde erau sutele, miile de oameni, campanii care vizitam, unde erau primarii, directorii de grădinițe, de orfelinate, medicii care am ajutat și familii de medici, familii de avocați, procurori, nu neapărat un om sărac să ceară ajutorul. Unde erau ei? Toți s-au temut, s-au speriat. Da, au fost persoane publici care mi-au ținut apărarea. Au fost persoane publici puține care, spre uimirea mea, mi-au ținut apărarea și chiar au ieșit public și m-au lăudat, ca să spun așa. Dar nu cei pe care am ajutat. Oameni total străini. Eu trăiam într-o lume a mea roz, mi-mi părea că toți oamenii sunt ca mine. Mi-mi părea că tot, eu dacă cineva mă ajută, Doamne, eu cineva îmi dă o bucățică de pâine, eu nu pot spun, nu pot să explic cât de recunoscutoare persoană sunt eu. Și mi-mi părea că toți sunt așa. Și asta un pic m-a pus cu picioarele pe pământ. Sunt altfel, trăiesc altfel, gândesc altfel, sunt mult mai atent cu oamenii. Nu mai cred în lacrima cea a mamelor care până acum, dacă făceam mari excepții, că uite, mi-este milă, acum nu. Pentru mine contează document, foi, dovezi, gata, eu sunt rea. Voi m-ați făcut rea și mult mai înțelept. Cei care m-ați îngropat atunci. Tu ai zis că această perioadă dificilă a durat pentru tine cam 2 ani. Cam 3, dacă se numără 3. Așa. Da. Deci tu mereu, cum, erai într-o stare în care... Dacă sincer, da, m-a salvat probabil când m-am îndrăgostit, ca să spun așa. Dragostea asta a venit așa ca o salvare pentru mine. Asta a fost când am cunoscut omul meu drag și am simțit iar... Am trăit această poveste frumoasă, atunci parcă un pic așa m-am detașat. Dar eram singură, în depresie. Chiar dacă caritatea îmi de continua, eu nu era seară, cred că, să nu plâng. Mereu îmi puneam întrebare, de ce? Ce mi s-a întâmplat mie asta? Și îmi pare foarte rău că această știre încă este, există. Și mulți noi, oameni noi care nu mă cunosc, o găsesc, o distribuie, iarăși comentează. Tare sper ca după ce câștig judecata, fiindcă nu are cum să nu câștig, fiind toate dovezile și toată dreptatea este partea noastră, eu doar sper. Ca să nu existe cumătrism, deși eu am foarte mare încredere în justiția noastră și sper foarte mult să fie tot corect, am foarte mare încredere, dar sper după ce o să câștigăm ca ei să șteargă această știre, ca ea să nu mai existe, pentru că lumea care nu cunoaște, donatorii noi dau peste această știre și de la început îmi trimit și eu iarăși de la început le explic, le trimit, uitați-vă, judecata câștigat, uitați-vă mama, aceeași istorie o repet foarte des, ca să ajung până aici și gata, am înțeles. Și oricum, deja combin omul mult mai ușor cu foi, dar este greu ca lumea, mulți donatori o citesc și nici nu mai scriu mie să vă aflu dacă este adevărat și pur și simplu nu mai donează. Dar frumos spui tu că dragostea te-a salvat, adică acest bărbat te-a susținut. Nu în perioada aia, dar peste ceva timp, el știind prin ce ai trecut, da, a venit ca un suport pentru tine. Da, nu m-a susținut, ca să spun așa, cumva, nu știu, cu bani sau cu avocați, nu, toate astea erau pus la punct, el m-a susținut moral. M-a salvat dragostea, m-a salvat emoțiile frumoase, momentele frumoase cu el. Eu aveam nevoie, eu eram anume... în momentul cel mai greu al vieții mele, când anume aveam nevoie de el. Aveam nevoie, spun capul, să fiu slabă. Prea mult, probabil, timp am fost puternic, luptam. Și el a apărut așa, ca o liniște. Ca eu spun cap, eu mă urmărbat și să mă liniștesc și să mă simt și eu slabă. El este tatăl ei. Da. O enigmă în jurul acestui subiect. Noi am discutat mult despre asta. Este foarte clar că tu nu o să zici cine este tatăl ei. Și eu am două explicații. Una, că el fie este într-o altă relație sau fiecare copil și are o soție, fie că este politician și asta ar afecta și imaginea ta sau imaginea proiectului tău caritate. E ceva adevărat din asta? Probabil. Tu ai zis că este o persoană publică. Da, este o persoană publică, nu. De ce tu categoric nu spui cine este tatăl fetiței? Aveți o fetiță foarte frumoasă. Da. O vedem în storie practic zilnic. De ce tu ții oamenii în suspans? În primul rând, pentru că eu niciodată, eu în genere, tare nu-mi place viața mea personală să fie publică. Dacă ai observat, nu știu de când mă cunoști, dar eu nici despre divorțul meu nu am vorbit 3 ani. Eu nu am vrut să aflu despre asta. Eu am un băiat mare care foarte mult a suferit în urma divorțului, foarte mult. Și atunci când a fost știrea cu divorțul, el a avut atât de multe întrebări la școală, colegi. Uite, acum cea mai mare întrebare probabil a prietenilor lui, cine este acum tatăl ei? Și atâta timp, atât cât eu și el suntem două persoane publice, eu deja îmi imaginez avalanșa de știri
bombă care vor apărea. Și eu nu vreau asta. Eu vreau dar tu înțelegi că la un moment dat va apărea această informație. Lia va crește, da, ea va interacționa eu îmi dau cu seama, el. Da, eu îmi dau seama că peste 2 ani sau 3 ani de zile când pe Lia o să întrebe cine este tata, eu spui numele și o să afle. Dar să afle cumva într-un mod așa mai natural, mai între prieteni, dar nu așa la televizor, ca o știre bombă. În primul rând, eu nu vreau ca lumea să încurce două lucruri. Atâta timp cât el este o persoană publică, probabil influentă, probabil din politică, cum ai spus tu. Eu nu vreau ca... Pentru că eu mereu am fost acuzată că am cineva în spatele meu. Nu poate ea să facă asta singură. Oricum este cineva în spatele ei, un om foarte influent. Nu. Nu. Absolut nu este nimeni în spatele meu, în afară de armata și familia de donatori, de oameni simpli, împreună cu ei am făcut totul. Și nu vreau ca într-o zi să-mi spună cineva, uite, ia uite măi, știi, uite el, el este bogat, sau influent, precis că el a deschis toate ușile. Nu, nu este adevărat. Poate asta un pic așa mă reține, dar cel mai mare motiv este băiatul meu. Băiatul meu care eu nu vreau, pentru el este foarte greu să accepte sau că eu am alt bărbat, am pe altcineva. Foarte greu este. Nu poți să explic cât este lui de greu și eu îl înțeleg. Și eu chiar nu vreau ca dânsul să-l tachinez așa pe la școală, prieteni, uite, mama ta e cu ăla. Dar acest bărbat este acum prezent în viața ta? Da. Sau în ce măsură este prezent în viața Liei, să este fiu mai prezent, corect? Este prezent în viața mea, în viața Liei. Nu locuim împreună, dar ne vedem destul de des. Mult mai des decât toți își imaginează, fiindcă toți urmăritorii îmi scriu, Doamne, nu-l vedem pe Instagram, înseamnă că nu există. La noi, dacă nu pui ceva pe Instagram, înseamnă că nu există. Ei uită că Instagram-ul, un blog de story este 3-5 minute pe zi, dar ziua are 24 de ore și uneori noi suntem 24 împreună. Este prezent în viața noastră, este prezent în viața lui, este, nu știu, este bărbatul care m-a schimbat și mă face fericită zi de zi. Sunteți un cuplu acum? Suntem un cuplu. Suntem un cuplu fericit, un cuplu înțelept, un cuplu liber, este un bărbat care mă înțelege și mi oferă relația asta așa cum am visat-o eu. Nu am nicio obligație, noi ne trăim povestea de dragoste frumos, liber și înțelept și matur, mult mai matur. Faptul că tu nu spui cine este el, este o condiție a lui sau este o discuție care a venit de comun acord? Este o înțelegere a ambelor, da. Este o înțelegere a ambelor și asta așa este mai bine pentru ambii, ca să spun așa sincer. Dacă eu mâine nu aș mai activa în caritate.media, nu aș mai, probabil poimâine aș spune cine este el. Îți este frică? Da. Dacă oamenii vor afla, da, nu vor mai dona? Da, nu neapărat nu vor mai dona, dar anume, da, cum ai spus tu, spunem că este o persoană din politică, din start aș fi acuzată, stai că aici merge spălare de bani, fiindcă lumea nu este informată. Ei, dacă eu am pus careva donații care le-a făcut niște politicieni și am fost foarte tare, Doamne, ponegrită, acuzată cu uite, iau donații de la politicieni sau, a, înseamnă că cineva în spate este. Lumea nu înțelege, nu înțelege că în caritate nu există politică. Nu înțelege că un om care are, o persoană care are copilul bolnav de cancer, pentru el nu contează cine donează, dacă donează, nu știu, nici nu mai spun de numere de partid de acum, că acum și iar o să nimeni, înțelege? De asta eu mă tem, pentru mine este foarte important cu cine mă afișez, pentru că lumea, celor ce nu le place de mine sau nu le place prietenii mei, ei nu donează crezând, undeva în mintele stă, dacă donează pe caritate, da, eu donez Svetlanei Sain Sus. Uite, asta atât e de greșit și atât de mult mă deranjează, pentru că uneori rămân copiii sărmanii fără ajutor, din simplu motiv că lor nu le place de mine. Sau nu le place, nu știu, de sora mea, tatăl meu. Uite, așa omul gândește. Am avut și mesaje. Uite, te-am văzut cu aia, știi că soțul ei este deputat, nu o să mai donez niciodată la tine. Și atât de mult mă deranjează chestia asta. Tare greșit. Tare greșit, fiindcă pe site acolo la noi poți fi și copilul ei, Doamne ferește, într-o zi și nu o să doneze, fiindcă eu am mai văzut cu un deputat sau cu un... Și din acest motiv... Dar tu înțelegi că și tu ești pus într-o situație acum, nu poți să ieși deschis într-un local, într-un restaurant, pentru că s-ar începe, da, poze, discuții. Da, au fost cumva... cazuri. Da, au fost cazuri, sigur că am fost văzuți, dar am fost văzuți de oameni deștepți, înțelepți, care nu au umblat cu pozele și cu paparații, dar sigur că nu stăm închiși într-un sac așa. Avem și noi ieșirile noastre, în locurile noastre, dar de încredere, unde oamenii sunt inteligenți și care dacă ne văd, nu mai îți dai seama. Discuții sunt multe despre asta și nu o să încerc aici să dau nume și tot felul de chestii, este decizia ta până la urmă. Spune-mi dacă Lia a fost un copil dorit de ambii. Foarte dorit. Noi din primele întâlniri încă vorbeam despre vise și el m-a întrebat ce visam și eu pe el și ambii am exclamat că ne dorim o fetiță. Eu nu știu, Lia a venit atât de frumos ca o minune în viața noastră și a venit atât de frumos. Eu visând-o, am povestit despre asta, că eu am visat-o.
Deși medicii mi-au spus că nu o să am copii. Eu 12 ani nu am avut... Mi-au spus la primul să nu sper. Am avut băiatul pe care mi-a spus, uite, este o minune, nu mai speră la doilea, gata, ia-ți de o grijă. Dar eu mereu visam, eu știam că o să am o fată, zic, nu are, cum să trăiesc eu viața asta să nu am o fată, eu trebuie să o am. Cumva, cândva, într-o zi, o să îmi fiez. Și când am fost, în, dacă sincer, în India, mă uitam la copii ce săraci, cerșători și zic, Doamne, parcă aș lua un copil de aici acasă. Aveam așa gânduri undeva, să iau din India sau poate chiar din Moldova, nu anume că... Dar mereu aveam gânduri să-mi fie, zic, la 40 de ani, dacă nu fac un copil, până la 40, pe înăsămânțare, o să încerc, îmi vineau toate variantele în cap, cred că o să-mi fiez o fetiță, fiindcă eu nu-mi văd viața fără o fată. Că a rămas însărcinată natural. Da, da, sigur că natural și spre uimirea tuturor medicilor, medicii îmi spun, zic, Doamne, asta este o minune. Gata, zic, nu mai spunem nicio teorie de-a noastră, fiindcă dumneavoastră ne-ați demonstrat tot este posibil. Totul este posibil, este o naștere, o sarcină naturală, o naștere naturală. Și o fetiță mult așteptat, mult așteptată și de ieri și de mine. Fetița asta a venit ca să ne întărească nouă cumva, și așa avem o relație frumoasă, dar ea, nu știu, el ador să-l văd pe el la cât de puternic este, cât de un bărbat înțelept, puternic, influent, cât de slab este în fața lui. Ea îl topește dintr-o secundă cu un zâmbet de-al ei și când îi zici tata, nu știu, îl văd fericit și sunt bucuroasă, fiindcă eu undeva eram speriată de vârsta mea, probabil deja 35 de ani, să nasc un copil, nu știam cum o să fie, nu știam cum o să reacționeze el, dar sunt cea mai fericit. Suntem chiar cei mai fericiți. Lia a venit așa, ca o lenare. Care a fost reacția lui când ai spus că ești însărcinată? Prima ce a făcut, nu prea era el, era undeva, nu era pe loc. Prima ce a făcut, mi-a trimis un buchet de flori foarte frumos și mi-a trimis un mesaj, eu sunt fericit. El este o persoană care este nu scump la cuvinte, ca să spun așa, dar dacă el spune că este fericit, înseamnă că este. El nu spune asta foarte des. Și eu pentru mine asta a însemnat foarte mult. Doar asta. Eu sunt fericit. Eu foarte mult voiam fată. Eu recunosc că nu eram de părerea că fie ce-o fie. Nu, eu vreau fată. Eu știu că toate mamele spun fie ce-o fie. Dar este primul lui copil. Nu, nu. El mai are copii. Da, mai are copii. Vă mai doriți copii? Eu, dacă sincer, cred că gata, pentru că experiența cu Lia, mi-aș mai dori dacă aș fi sănătoasă din toate punctele de vedere, dar nașterea Lia prematură și tot în ce am trecut ambele zilele noastre reanimare și, nu știu, eu credeam că mor sau eu sau ea, nu. Mi-aș mai dori dacă ar fi tot perfect. 900 da, da, da. Da. Și ambele ați ajuns în reanimare, de ce? Eu, starea mea gravă după operație, slăbită, dar Lia, pneumonie, plămânii nu erau dezvoltați, nu respira. Foarte mult așa mi se spunea pe foaie că eu, sincer, eram tare. Eu sunt foarte optimist cu alți copii străini, dar cu a mea eram tare pesimist. Eu credeam că o să moară, tare multe gânduri aveam. Și cel mai strașnic era că eu nu o vedeam. Eu eram în reanimarea mea, ea reanimarea ei. Și eu doar când schideam ochii printre anestezie, imploram cineva, s-o văd. Mi-mi părea că o să mi-o furi cineva, mi-mi părea, nu avem telefon, nu puteam să sun nici pe el. El și așa de minț nu putea, era începutul pandemiei, nu avea cum să vii la spital. Cum să facem asta, Doamne? Era un coșmar, am trăit un coșmar acolo, sincer. Zic, Doamne, atât am așteptat-o, zic, n-are cum. Cum, acum să-mi iei? Nu, am așteptat-o prea mult. Și a fost vreun moment în care tu ai crezut, gata, o pierd? Da, când am văzut-o. Când am văzut-o eu pe câteva zile, când am văzut-o, mi-mi părea copilul ăsta nu o să trăiască. Atât de strașnic mi se părea cu acele aparate. Mă temeam să o iau în brațe, medicul îmi spunea, iau în brațe, eu o să o rup. Eu rup acuș, eu rup fiindcă ea e prea, trebuia să o iei așa pe două palme, ea e prea mică, se vedeau vinișoarele, nici nu avea format, nici țin minte la genunchi, mă uitam, erau atât de strani, vânăt, tot era, Doamne, zic, nu, ea nu o străiască. Pur și simplu eu speram, dar încercam să mă conving, să mă pregătesc. Eu încercam să mă pregătesc și întrebam, zic, au murit mulți copii aici, da, sunt cazuri și când stăteam eu internată, a murit un băiețel, mai micuț ca Lia și am văzut momentul când i-a spus mami și mama pe coridor, eventual a început să urle sărmană de durere. Zic, nu, numai să nu fiu eu în locul acestei mami, că eu mi-ies din minți, că vreau mare să fug de aici. Ca după câteva zile, e atât de puternic și mi-a spus, uite, de obicei copiii mei mult, Lia, gata, respiră singură. Zic, Doamne, după câteva zile și gata, hai să încercăm să dăm sân. A început să vezi cum ea păpală ptic, ținea pumnii strâns, așa era transpirată, îi curgea așa transpirația, strâns ca ea să sugă lăptic. Și am văzut, nu, copilul este un luptător. E atât de mult a vrut să trăiască, atât de mult, eu fiind însărcinată, am călătorit în India, fără știu, mi-am pus vreo 4 vaccini. Cine știe, Doamne, acum ce vaccini? Când mi-am dat seama că eu am fost însărcinată fiind în India, neștiind asta, am călătorit 12 zile, am mâncat
toată iuțimea și toată prostia care am putut să mănânc acolo. Am cărat ghiozdane, pe munți, prin... și copilul s-a rezistat. A rezistat și nașterea prematură, zic nu, ea o să trăiască și o să fie o luptătoare, cât de mult ea o să lupte pentru viață. Ce frumos povestești! Da, eu mi-amintesc că tu într-un interviu spuneai că ai luat-o acasă și a fost un moment în care tu trebuie să-i faci resuscitare. Ea, ce problemă? A fost multe momente, da. Lia a fost, este un copil perfect sănătos, dar atâta timp la mulți copii prematuri este specific, se numește reflux. Reflux când la stomacel este undeva un canal neînchis încă și copilul ce mănâncă vomită așa ambundent și asta se întâmplă când nici nu te aștepți, noaptea. Și eu nu știam, în spital nu mi s-a întâmplat asta. S-a întâmplat acasă. Probabil în spital ea mereu era poziționată așa cumva mai sus. Dar acasă am culcat-o drept, pentru că noi nu știam, nici medici nu știau că ea are reflux. Și prima noapte prin somn am simțit cum... Bine că m-am trezit, pentru că puteam să fiu epuizat și nu m-am trezit. Dar am simțit cum ea se zbate ca un pește pe uscat, așa, se zbate. Și când am prins rept de lumină, am văzut o vânătă pe față și de undeva de pe năsup, pe guriță, așa, exploda lăptic. Nu știam ce să fac, că atunci mi-a venit primul în gând ce să fac, aveam un aparat din ăla care extrage curăț năsucul și am început cu aparatul ăla să-i extrag, să-i aspir tot lăpticul din nas, din gură, ca ea să înceapă. Eu credeam că e mare, era vânătă, deci n-am avut puterea ca strig, țip, să vină mama sau sora, că eu știam că orice secundă eu o pierd. Și n-am înțeles ce a fost asta, ea a început a respira, am întors-o, tare greu a început a respira. Ca eu sunt medic, zic, ce a fost asta? Și el zice, Doamne, voi aveți reflux, să ai grijă, o să fie așa până la 6-7 luni. Zic, nu are cum. Și așa până la 6 luni, era ca o surpriză. Copilul se juca la un moment dat, eu trebuia să, nu este posibil să mergi la viceu, să o slabai, să o lăși pe ea dormind. Nu, pentru că poți să întorci și să o găsești moartă. Ea începea, dintr-o secundă se buhnească așa, explodează această mâncare pe nas și pe guriță și ea nu mai avea nicio putere. Dacă nu o întorceai și dacă nu îi aspiram, nu o salvai. Și au fost așa vreo 8-9 strașnice cazuri, dar mai ușoare, foarte des, până la 8-9 luni. Acum este bine, da. Dar cum este bine, da, dacă sincer, fără acel aparat, nu mă pornesc din casă. Fiindcă atât de mult stresat am fost, fără aparatul ăla care eu îl bag rep din năsuc și aspir tot, eu nu mă pornesc, pentru că cine știe, Doamne, să nu se mai întâmple. Dar chiar și aparatul ăsta m-a învățat că un copil poate să nece la orice, mâncând undeva într-un restaurant și cu ăsta îi aspiri tot, adică este o salvare. Și am multor mămici le-am recomandat și care aveau copii reflux și chiar au spus că pe multe le-a salvat anume această, care l-am alcătuit eu, așa, un aparat care nu se folosește pentru asta, dar mi-am dat seama că aș putea în acel moment cum să-i trag eu de năsuc, fiindcă este undeva aici. Strașnic. Ascultându-te pe tine, înțelegi cât de puternice sunt mamele. Da, fără să vrei. Eu nu m-am gândit că eu pot asta să fac. Dar în situația de criză, când îți vezi copilul vânăt pe față și el moare în fața ta, deja faci absolut tot. Tot ce-ți vine în cap. Care este relația dintre Lia și băiatul tău? Of, Doamne, foarte. Băiatul meu spunea că vrea un frățior. Ea spunea că vrea frate ca să joace fotbal, să joace PlayStation, jocuri de astea de băieți. Ca după ce a văzut-o pe Lia, spune, Doamne, n-am nevoie de frate. Atât de mult o iubești și atât de mult îl iubești, atât de mult îl chinui. Prima ce face dimineața, să fug în cameră la el, să urci peste el, să-l sărute, să-l trag de păr, să-l trezească, îi rupi cărțile, caietele, tot. Dar el o iartă. Mamă, o iert, mamă, că așa de tare, noi am așteptat-o. El atât de mult i-a fost frică că o să murim noi ambele, el a înțeles că noi suntem în stare gravă. Și când am venit în spital, a fost un moment atât de emoționant, plângeam toți, eu, el, tare, este un frate tare responsabil. El a avut un discurs minunat la omul anului, da. În anul ăla, când, în 2019, când da. Tu ai mers să naști. Asta s-a întâmplat, deci când mi s-a rupt apele. Deci eu am zis, cine-i băiatul ăsta, de unde așa discurs, el vorbește frumos, acum se naște surioara mea. Ca să înțelegi, eu acasă am spus să nu afli presa, fiindcă s-a început nașterea prematură, adică l-am sunat pe iubitul meu, zic să începe nașterea, eu sunt în panică, el, hai să nu afli presa, să avem grijă tot, ca să fii, dar chiar nu am vrut să afli, fiindcă îți dai seama, am vrut să fie totul bine, nu, fiindcă sunt și multe guri rele, mulți, poate unii s-ar bucura din cazul meu și eu deja eram să merg la omul anului, frumoasă, îmbrăcată, când mă o să rup apele, zic, Doamne, ieșim de situație, Maxim, tu mergi cu bunica, să nu afli presa, bine, nu afli mami, tu mergi, o să iai premiu, s-o tot o bunica de pe scenă, punct. Că eu stau în spital, deci acudita mai dure, mă uit copilul meu live, cineva făcea live, și el,
a avut un discurs foarte frumos. Nu m-am așteptat, zic, Doamne, cum a putut el așa să vorbească? Niciodată nu l-a învățat. Cum așa i-a dat lui în cap să vorbească? Și când la urmă, eu acum, serioara mea se naște, în aceste momente, gata, știri, Svetlana naște. Toți încep să mă sune, zic Maxima, și tot a fost perfect, dar dacă un pic de serioară. Și mama, eu n-am putut, mama, că e așa de fericit. Eu am vrut tot, știi, că e să naște. El tare aștepta. Era entuziasmat. Era tare entuziasmat. A fost chiar așa o coincidență frumoasă în seara de omul anului, în Lies năștea, omul vieții mele. Eu am spus, uite, ea este omul vieții mele. Care a fost prima interacțiune a lui cu tatăl său? Sigur, cred că ea... Ea fiind acolo mic. Da, el se temea să o ia, dacă sincer, dar la un moment dat, când a luat-o în brațe, deja el trebuia să mâncăm ceva, zic, haide, o să mănânc, nu vreau nici mâncare, nimic, nu, las-mă. Și o ținea așa, evident, mâinile lui sunt mult mai mari care mele. Dacă eu țineam așa, îți dai seama, el putea să o ții drept, așa, cu palmă, cu un deget. El pur și simplu avea lacrimi și spunea, este milă, dar mereu repeta, uite, ea este luptătoare, este ca tine, ea te văd pe tine. Cum tu ai luptat și uite cât ai făcut pentru țara asta, eu sunt sigur că ea o să schimbi Moldova noastră. El așa spune, copilul ăsta nu s-a născut pur și simplu, el nu s-a născut așa. Să vezi ce schimbări o să facă frumoasă în țară, să vezi cât de multe lucruri frumoase se fac. Și el, vedeam și el așa o frică pentru viața ei, dar nu îmi spunea, încerca să mă încurajeze, ca după deja, acum cât totul e bine, îl întreb, așa credeai și tu că o să moară? Undeva, da, făceam și eu grijă, dar voiam să țin pe tine tare. Dar ne-a rugat mult, ambii, și el mergea la biserică, nu știu, se ruga, absolut tot am făcut ca să fie bine. Eu mă bucur că acum este bine și am văzut că voi sunteți și Lia, este foarte activă pe Instagram. Tu, da, practic în fiecare dimineață pui cum ea se trezește. Da, și da, ea da, este fiindcare așa un păr hazliu minunat și când se trezești dimineață, parcă este, noi spunem Mowgli. Tu, cum reușești pe Instagram să fii foarte activă? Ai peste 53.000 de urmăritori și acolo postezi destul de mult. Și nu vorbesc aici doar strict caritate, dar da, și din viața ta și cum ieși la plimbare și cum mergi la, nu știu, ceva cumpărături. Mi este foarte greu să fiu activă, dacă sincer, foarte greu, pentru că eu și așa stau foarte mult în telefon, lucrez, mesaj, tot, dar eu văd că urmăritorii mei cer asta, ei mă roagă, eu dacă nu postez o zi, eu am 500 mesaj minim în care mă întreabă, totul este bine, s-a întâmplat ceva și eu îmi dau seama că ei se hrănesc cu asta. Eu înțeleg, pentru că ei mă urmăresc nu doar pentru caritate și eu nu vreau să le pun doar jale și cazuri grave și mai ales când a apărut Lia, în genere, mă roagă în fiecare zi să postez și eu știu că ea este interesant. Toți copiii sunt interesanți, nu spun acum doar Lia, dar aceste story cu copiii micuți, Lia mai ales că este hazlie, face așa nici lui, ea nu este un copil obișnuit, eu din start, eu nici nu mi-am dorit un copil cu minte, nu am dorit un copil cu minte la locul lui plictisitor, nu, las fie așa să ne întoarcă casa cu fundul în sus, fiindcă este interesantă. Mă strădui să fiu activă și îi place când o filmez, ea, nu știu, eu cred că o să fie, are deja și oferte frumoase de promovări, este foarte fotogenic, este foarte frumos în poză, în video, nu știu. Te ascult pe tine și îmi doresc și eu o fetiță. Dar toate la timpul lor, da? Da, Doamne, eu chiar îți doresc o fetiță pentru că este foarte diferit. Fetița de băiat, băiatul este mai serios. De fapt, băiatul meu tot nu este tare serios. Are și el glumele mele în program, aici înseamnă mie, dar altfel este cu băiat. O fetiță este cu totul altceva. Eu eram flămândă de o fetiță. O femeie în genere trebuie să aibă o fată. Eu mă uit cum este relația mea frumoasă cu mama și eu voiam și eu să am așa cândva o relație cu fata. Dar pentru tine nu este doar o plăcere Instagram-ul, dar este și o sursă de venit, ziceai. Da. Și mai mare salariu decât la caritate poți să o faci aici pe Instagram. Ai multe colaborări, ai multe solicitări? Am văzut că faci practic zilnic, da, etichetezi pe cineva. Da, sincer, refuz foarte multe, fiindcă sunt foarte multe în care nu am încredere. Nu vreau să transform pagina mea într-o piață așa de vânzări, ca să spun așa, verific. Am verificat pe mine toate cremele, toate măștile, toți cosmetologii, stomatologii, chiar verific tot înainte de a promova. Nu accept tot, îmi dau seama că și tu știi că dacă noi am acceptat tot, peste noapte, uite așa, banii ar veni. Nu, vreau să fiu corectă, foarte multe promovări le accept prin barter sau din prietenie chiar, sau nu neapărat iau bani. Foarte multe promovări le accept în lumea, uite, vrei să-ți promovezi produsul, hai, fă o donație pentru acel caz. Uite, dacă tu vrei să promovezi frigiderul, donează frigiderul la o familie sărac, nu neapărat mie bani. Rar,
dar eu am spus și o spun și o știu urmăritorii mei că tare mulți bani, practic 90% din bani care fac promovări, eu ajut, am 5 familii mele de suflet care le-am luat eu așa sub aripa mea să le ajut lunar. Mai multe nu mai pot. Nu. Eu personal, nu din donațiile oamenilor, dar eu personal am 5 familii, dintre care 3 mame fără soț, 2 cu soț, dar situație foarte gravă. Eu lunar știu că iau ce mânca, au ce îmbrăca, ajut și comunalii să le plătesc. Eu din banii mei și uite aici, eu foarte aceste promovări, banii de promovări, fiindcă ei sunt un ban în plus, care până acum eu nu îl aveam. Și el tare nu mă salvează pe mine, dar fac lucruri frumoase și uneori arăt aceste gesturi, deși nu am vrut să le arăt, dar când văd că cineva din promovări se mai târguiește așa cu mine uneori, hai, poate, zic, uitați ce fac eu din acești bani, haideți să nu vă târguiți cu mine, pentru că știți că este promovarea pe Instagram, pentru ei totuși este o promovare foarte, foarte ușoară și ieftină și foarte bun impact. Și de asta zic, mă respectați voi pe mine, cerințele mele și eu vă fac, îmi dau sufletul pentru voi. Uitați-vă după asta ce se întâmplă. După ce le arăt și fac cu banii lor, zic, oi da, hai, chiar ne cerem scuze că am încercat cumva să ne târguim la un preț mai mic, fiindcă chiar faci lucruri frumoase. Când aveai jumătate din numărul de urmăritori de 53, erau vreo 25, tu spuneai că prețul era de 150-200 de euro pe un set de story. Acum s-a schimbat ceva? Nu. Nu, da, la fel așa, dar la fel așa, pentru că nu văd un sens sau dacă am mulți următori, nu mai iau după asta, fac cum simt eu, uneori pot să fac și gratis, dacă uneori pot să fac și cu, nu știu, cineva îmi dă o tortă și fac o promovare, așa, depinde de, mă uit și eu după posibilităților celor care mă roagă, ca să spun așa, și după starea mea din acel moment. Dacă vine vorba de Lia, sigur, nu știu, mai deseori cer să fie plătită munca ei, pentru că unele fotosesii sunt chinuitoare, sunt copii și chiar acolo chiar, ca să spun așa, Lia, dacă ce faci mai mulți bani ca mine pe Instagram, promovările ei sunt mai des ca ale mele, așa că ea ne hrănește. Eu vă urez succes și suntem aproape de final. Vreau să te întreb doar scurt și clar. Tu planifici să te implici în politică pentru că ai zis că ai avut mai multe oferte. Și cu siguranță au fost unele oferte tentante. Da, chiar am avut oferte de la recent, de la un partid pe care respect, nu o să dau nume, dar respect atât fondatorul cât și toți membrii echipei, dar unicul motiv pentru care nu m-aș băga în politică este caritatea. Pentru că eu știu, în politică, orice partid tu nu ai adera, oricum sunt oameni care tu nu o să le placi, acel partid nu o să le plac. Și la noi în țară, din păcate, politica se face atât de murdar, chiar nu vreau să mă murdăresc și chiar nu vreau să stric totul. Dacă într-o zi aș lăsa caritatea sau aș fi, poate m-aș implica, doar din simplu curiozitate să văd ce aș putea schimba eu. Chiar m-ar lăsa cineva să schimb, pentru că eu nu cred, eu și acum repet, poate eu undeva aș vrea să fiu un politic, dar eu nu cred că cineva o să mă lase să fac ce vreau eu. Eu cred că undeva acolo oricum este cineva de sus care îți dictează ce să faci. Sau trebuie să faci parte din sistem. Da, din sistem. Și uite, asta nu vreau eu să fac, nu vreau ca cineva să mă conducă, să fac ce vor ei. Dacă eu aș fi sigur 100%, că uite, hai, tu ești mâine, nu știu, ministru sănătății, de exemplu, fă ce vrei tu să faci, cum crezi tu că este corect. Uite, eu aș spune da. Dar eu nu cred în așa, nu cred în așa poveste la noi în țară. Cât timp te mai vezi să faci caritate? La moment toată viața. Toată viața, orice job nu aș avea, orice, fiindcă mai vin alte oferte de muncă, mai fac, sincer, am auzit zile foarte aglomerate, dar de caritate cred că nu o să mă las niciodată. O să existe caritate, dar nu o să existe, nu știu ce o să întâmplă cu site-ul, deși sper să fim toți sănătoși, ca și fondatorul să fie sănătos mereu, ca să fie alături, fiindcă vă dați seama, el întreține acest site, eu nu știu dacă aș putea singur fără el. Probabil atunci aș fi nevoită să-l întrețin din donații. Asta și-am spus mereu și-am recunoscut, dacă odată în viață Alexandru nu o să mai poată întreține acest site, atunci o să ies public, o spun, mă iertați, dar asta este. Nu pot eu, fiindcă sunt bani mulți, să întreții o platformă, un site. Dar eu mă văd făcând tot viața. Eu nu văd o zi, nu există o săptămână ca eu să nu fac ceva măcar, ceva, nu știu, pentru ceșători sau cum am făcut un cum de Paște. Eu foarte des ajut ceșătorii, lucru care eu tare rar îl spun, pentru că sunt blamată, sunt criticat pentru asta. Dar am foarte mare milă pentru ei, tare mare milă pentru oamenii străzii și foarte des o fac din contul meu propriu și asta mi-aduce o plăcere enormă și eu cred că asta o să o continuă să o fac toată viața. Când ultima dată ai plâns și de ce? Scoatem partea aia de la început cu mama. Cred că 3 zile în urmă, de fericire. Da, 3 zile în urmă. Frumos, dar de bine, fericire. Bine că în brațele iubitului meu. Mai crezi în prietenie? Nu. Ce te face fericit acum? Fericită acum?
Iubitul meu, omul vieții mele, acum mă faci mai fericit ca niciodată. Anume în perioada aceasta. Cât de mult contează pentru tine banii? Foarte puțin. Foarte puțin contează banii. Am nevoie atât cât să mă întrețin. Care a fost cea mai mare donație pe care a făcut-o cineva pe caritate.md? 140.000 de euro de la un om, o persoană. Dumnezeu! Și a închis un caz? Da. E moldovean? Nu. Cea mai mare sumă de la moldovean, 68.000 de euro. Moldovean. Ce le-ai spune acum jurnaliștilor de la RISE? Le-aș spune înainte să mai facă rău cuiva, să gândească nu doar la persoana țintă pe care o atacă, dar la cei care ar putea suferi din urma lor, cum a fost în cazul meu. Suferința mea undeva a trecut, dar oamenii care nu i-am ajutat, copiii care au rămas în țară, unul din ei a murit, a decedat, un copilaș cu transplant de ficat, pentru care nu am putut să-l mai ajut mai departe, să-l ducem psihotare cum am plănuit, a decedat. Uite, eu le-aș spune pe viitor să gândească tare mult la consecință înainte de a-și face treaba lor murdar și greșit. Sau să facă, să se asigure ceea ce postează. Da, să verifice, dovezi, să fac știri doar după ce au dovezi. Ai acceptat o relație cu un bărbat însurat? Niciodată, nu pot spune niciodată. Ce înseamnă pentru tine mama? Totul. Exemplu, viața mea, totul. Mama sunt eu. Eu mă regăsesc 100% în mama mea. Cum este ea, sunt eu. Absolut, categoric. Și, Svetlana, ce contează cu adevărat în viață? Familia, copiii,